Babi, crezi că se uită cineva la noi? Așteptăm să vedem. Spune-mi ceau, ceau. Da? Hai să vedem. Uite, că începe lumea să ne uite. Da. Salutăm pe toată lumea. Ne putem puțin mai devreme. Eu și cu Babi. Ne scuzați dacă avem emoții. E prima dată când facem live. Vom răspunde la comentarii când vom intra la băniță. Prima dată. Vedeți, nu folosesc la Bobby deloc. Nu ne punem la gât nimic, pentru că e foarte cu minte. Da. Prima și prima dată. Hai de sus, Bobby. După cum vedeți, Cher e obișnuită să stea pe masă, este bătrână, nu o să ține foarte mult în picioare. O să vă arătăm cum să ne feriem, ce să facem și ce să nu facem acasă. Și o să ne tundem, pentru că ea este tunsă doar pe jumătate. A fost model la un seminar de grooming la București, unde s-a comportat exemplar. Așa e, Bobby? Avem un pic emoții. Da. Baba nu are cu baie de mult, pentru că așa este la mine. Câinii mei sunt ultimii întotdeauna și fac baie doar noaptea. Dar săptămâna asta noi ne-am luat pauză și pe rând, pe rând am spălat câte unul. Și astăzi am hotărât să vă arăt cum să vă îngrijiți căței acasă, pentru că dintre toți Cher are cea mai scurtă blăniță și e mai ușor de arătat periajul și uscatul și tot ce trebuie să facem. Multe din procedurile care le voi arăta astăzi sunt mai utile grumărilor, dar și pentru acasă puteți face și dumneavoastră. Cel mai și cel mai important, înainte de a pune câinele la baie, trebuie să verificăm starea în care se află blănița. Pe spate, Cher nu trebuie periat înainte pentru că are blănița foarte scurtă, dar pe picioare, pentru că este lungă și se formează câlț, trebuie periată puțin să putem desface câlții, să intre șamponul și să-i putem curăța. Avem aici mai multe perii. Sper că le puteți vedea, mai mari, mai mici, cu peri mai lungi, da, Bobby, arătăm pe tine pe perie, mama, mai scurți, mai lungi. Pentru că ea nu iese foarte încălcită, spreiem, folosim un spray de descălcit, nu este ce scrie pe tub, pentru că eu le iau la galon și folosesc alte tuburi. Perierea, stai și iar așa, mama, să se vadă la cameră. Perierea corectă. Vedeți, eu nu folosesc niciodată bunerul ca să am mai bun control. Înainte de toate, încercați pe mâna dumneavoastră, pe piele. Apăsați. Dacă vă este confortabil sau nu, dacă apăsați prea tare și vă doare, cu siguranță îl va vrea și pe câine. Mișcarea corectă. Începem întotdeauna, deci am luat piciorul din față, facem pe rând, pe rând, pe rând. Nu un pic aici, un pic, un pic, un pic. Deci, spreiem. Nu dorim decât să desfacem firele de păr. Câlții ca să intre șamponul. O periere mai temeinică se va realiza după baie, când vom pune balsam și nu vom rupe firele de păr. Vedeți? Mișcarea mea de periere este așa. Nu periem așa, că se va rupe, tragem de păr
și câinele va, va avea un disconfort. Pentru că noi nu trebuie să periem pielea, ci părul. Să-l desfacem și să-l ridicăm, pentru că acești pe, dacă vedeți, nu sunt, sunt învăliți. Tema, Michel. Să arătăm cum ne pregătim noi de băiță. Bravo, mama! Orice manevră care o facem asupra câinelui, trebuie să ne gândim că acesta trebuie să fie într-o poziție confortabilă. Dacă manevrăm câinele, de exemplu, eu dacă i-aș trage piciorul acum înspre exterior, nu ar fi plăcut deloc, pentru că mișcarea lui corectă este așa. Dacă tragem așa, dislocăm piciorul. Deci, eu acum nu încerc să descălcesc tot câinele, doar să desfac părul pentru a putea intra șamponul și pentru a se putea curăța mult mai ușor. Din câte vedeți, nu am niciun piapte pe masă în acest moment, pentru că nu folosim niciodată piapte, nu l-a descălcit. Piapte nu se folosește la verificare și în momentul în care tundem câinele. Acum o să vedeți cât de asimetrică e baba. Ia, pentru că acest picior a fost tuns, acesta nu. Hai, șer. Facem și în spate. Baba, ne mutăm? Bravo! Nu este ea foarte fană de stat în picioare pe masă, vedeți, are coziția între picioare, dar poate scurte, nu-i așa, Bobby? Da, poate să vedeți pe mama. Întotdeauna. Picioarele din spate întotdeauna sunt mai încălcite. Pentru că aici se așează. Da, Bobby. Trebuie să ne feriem. Va dura ceva. Așa că sper să rămâneți cu noi, sper să-mi dau și eu drumul, să nu mai am emoții, încet, încet. La un moment dat o să mă opresc, vedem ce întrebări mi-ați spus. Dar va intra și la baie și o să trească să stăm cu șamponul pe noi, să acționeze. Și atunci o să avem timp să răspundem la întrebări. Job. Acum sper ca toți clienții mei să înțeleagă de ce durează un toaletaj așa de mult. Adică, în momentul în care spun, da, durează aproximativ 2 ore, fiecare procedură în sine necesită timp, în primul rând. Și, în al doilea rând, nu putem grăbi câinii. După cum puteți vedea, șef nu protestează. Operii și ia stă cu minte. Dar 90% dintre clienți căței nu suportă periajul. Tot știți acasă că nu stă să feriați pe picioare, nu stă să atingem picioarele, nu stă. Iar la groomer, când vine la tuns, picioarele trebuie feriate, trebuie, părul trebuie tuns, trebuie tăiate unghiile, trebuie spălat, trebuie uscat. Nici nu putem forța câinele să facă anumite lucruri. Trebuie să-l învățăm dacă nu să-i placă, să-i facă plăcere, măcar să tolereze toate aceste operațiuni și să aibă încredere în noi că nu se va întâmpla nimic rău. Așa, Bobby? Do, tu iubește, mamă. Ha? Ne întoarcem acum. Așa. Am și celălalt picior. Bravo, baba.
ați văzut nici fața mi e simetrică. Avea o pată mai scurtă, una mai lungă, da. Sper că se vede. Mai un pic o să mă opresc să vedem dacă se vede. Ce întrebări aveți? Trebuie să mă înțelegeți că pentru mine e prima dată când fac un live. Da, pentru că sunt atât de multe lucruri de spus și niciodată nu știu cu ce să încep. Da, așa. Am spus să începem cu începutul. O toaletăm pe Cher, care este foarte, foarte, foarte cu minte, care avea nevoie de o băiță bună. Știu că e ciudat pentru toți în perioada asta și ați auzit foarte multe lucruri despre faptul că pot sau nu pot transmite câinii virusul care bântuie peste tot și foarte multă lume recomandă spălatul câinilor, spălatul, da, îl recomand și eu spălatul. Bine, pentru mine este mai ușor de spus pentru că ai mei câini au posibilitatea să iasă în curte, eu nu îi spăl pe lăbuțe, dar sunt la blog, sunteți nevoiți să ieșiți cu câinii la plimbare, iar când vă întoarceți acasă, să-i spălați. Dacă îi spălați pe lăbuțe, folosiți, vă rog din suflet, șampoane speciale pentru cățeli. Diluate foarte bine și șampoane de folosință frecventă pentru a nu irita pielea. De unde procurați aceste șampoane? Sunt la noi în țară, avem site-uri și reprezentanți de cosmetice pentru căței care vă pot ajuta cu recomandări de produse. Dacă mă întreabă pe mine lumea ce produse folosesc pentru câini și în salon, răspunsul meu va fi întotdeauna același. Folosesc foarte multe tipuri de produse în funcție de tipul de blană, de condiția pielii, de stadiul de murdărire. Sunt N factor. Și îmi place să folosesc mai multe feluri de șampoane, de la mai multe firme. Totul ține de preferințe. Dar cum spuneam, pentru spălarea acasă a cățeilor. O să vedeți când o să pun pe Cher la baie cum să spălați picioarele. Dar folosiți șampoane pentru folosință frecventă. Apoi, țineți cățelul, ștergeți foarte bine cu prosopul. Țineți cățelul în prosop 2-3 minute în brațe, pentru că acum oricum aveți timp, sunteți acasă. Ca să se absorbă umeziala, iar apoi vă rog din suflet, uscați-l foarte bine. Știu, o să spuneți, vai, dar nu stă la uscător. Încercați să faceți din momentele în care îl spălați, îl uscați, să faceți să fie totul ca o joacă. Câinele se perceapă totul nu ca pe o chestie forțată, obligată. Lucrați cu recompense, cu ei, încurajați. Oricum, pot să vă arăt când o să usuc pe Cher, cum să-i țineți în brațe, să-i mângâiați, să vorbiți cu ei. Pentru că dacă nu uscați piciorușele, burtica și unde-i mai spălați foarte bine, vor apărea alte probleme. Pentru că mediul umed favorizează dezvoltarea micozelor în general. Și mai ales la câinii albi veți vedea acele pete roșii dezvoltându-se din ce în ce mai tare. Eu am periat picioarele suficient. Verific cu mâna dacă simt ceva mai tare.
Și hai, Bobby, da, acum trebuie să ne radem, pentru că babia mea are piciorușele rase ca un pudăr. O vom rade din nou, le curățăm să nu adunăm aici pământ și între degete. Da? Nu încercați asta acasă, spun pentru proprietarii de cuței, pentru că această procedură se realizează doar de câte profesioniști, foarte mulți grumări tineri nu pot face asta să treabă decât după multe ore de practică, pentru că trebuie o dexteritate destul de bună pentru a nu răni animal. Te întinde, mama? Da, te întinde, mama. Așa. Stai, copii. Pe căței mei, eu îi întind pe masă când îi rad pe piciorul și... Gata, așa. Gata, așa. Da. Pudelia stau mai cu minte, așa. Dar și cu șerul e mai ușor, așa, pentru că am un control mai bun asupra lăbuței. Ai mei căței au încredere în mine. Îmi place să cred asta. Atunci, cred că majoritatea clienților și prietenilor mei știu că Cher este un câine adoptat, a trăit pe stradă, e la mine în casă de 9 ani, deci dacă se vine la toaletaj cu scuzele, știți că l-am găsit pe stradă sau i-a adoptat și are fobii, da? Și Cher are tot felul de fobii și de traume. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea înainte. Da? Este foarte, foarte, foarte teamă de tunete. Ne ascunde unde putem când vine ploaia. Dacă se aplaudă foarte tare, la zgomotele puternice, fuge și se ascunde. Dar, după cum vedeți, suportă foarte bine. Să o mai îngrens. Curățăm foarte bine picioarele. Pentru ras, eu am o mașină mică, trimmer se numește. Mă curățăm între pernuțe. Partea cu curățatul între pernuțe ar trebui să fie o obișnuință. De fiecare dată când duceți cățelul la tuns, trebuie să vină cu pernuțele curate. Pentru că așa ne este mult, mult, mult mai ușor să întreținem. Bravo, Bobby! După cum vedeți, vedea unghiile. Sunt destul de măricele, dar mă voi ocupa de unghii doar după baie. Când se vor înmuia puțin. Da, nu, n-am terminat, numai un picior, Bobby. Mai avem un picior, mama? În față și două în spate. Da. Deci, pentru un câine care stă cu minte, până acum am făcut, ne-am periat un pic pe picioare, să desfacem părul, ne-am apucat să ne radem lăbuțele și au trecut deja 5-10 minute. Închipuiți-vă cum este să lați lăbuțele unui câine, căruia nu-i place să fie atins pe picioarele din față sau pe cele din spate. Pentru că sunt foarte mulți care și le avem în sub ei, atunci trebuie manevrați în tot felul de poziții posibile și imposibile. Și trebuie să facem totul cu cea mai mare blândețe, pentru că nu dorim să creăm animalului o stare inutilă
de stres și de panică, pentru că toaletajul trebuie să devină o parte normală a vieții lui, o rutină zilnică, mai ales pentru câinii cu blană lungă, care se încălcește. Cu toate că este foarte important toaletajul pentru toate tipurile de blană. Da, coca, ce au zis pe fundal, e coca, da, iubita, eu de fapt când vorbesc, trebuie să vorbesc și cu ea. Coca este o rozenă, are 14 ani și se crede pâine, pentru că locuiește în salon. Așa e, Coca? Da. Despărțim aici pernunțele. Sper să vedeți ce fac și să mă auziți. Aici am trecut prin feliaș. Acum ne radem. Întăl. Șer stă cu minte. Procedura aceasta, de ce vă spun că mi-e recomandat acasă, pentru că puteți cu ușurință să răniți animalul. Este o zonă foarte, foarte, foarte sensibilă. Dar o procedură total nedureroasă, dacă este efectuată corect. Eu mă mișc destul de repede. Pentru cei care sunt grumări fără experiență și se mișcă mai încet, le recomand să verifice lama din când în când. Pentru că, vedeți, eu pot să țin, nu s-a încins, nu îmi retrag mâna, nu e nicio problemă. Dar dacă se folosește o mașină cu un cuțit, o mașină normală, mare, este aici de desubt la mine, pentru că am priză la masă, acestea, cu un cuțit cu foarte scurt, de 30 sau 15 sau 10, depinde de tipul blănii, se poate încinge foarte repede. Putem arde pielea câinelui și de acolo apar din nou probleme, pentru că la următorul toaletaj câinele îmi va aminti că atunci când a fost ras, a simțit durere, arsură și nu va colabora și nu va sta. Și fără să ne dăm seama, cu toate că vom considera că nu l-am tăiat, câinele a fost ars și a suferit o traumă și va asocia întotdeauna rasul cu arsură. Ce bobină mă dă? Ești cu mine pe suflet. Eu vorbesc cu câinii. Cred că toți dintre noi facem asta. Unii spun că e mare problemă când crezi că îți răspund. Eu zic că îmi răspund. Așa e șer. Întotdeauna răspunzi. Da. Și papagalul îmi răspunde. Cred că îmi răspundeți și voi. Sper. Din tot sufletul. Terminăm de ras. Și mergem la baie. Și atunci, după ce punem primul șampon, o să încerc să vă răspund la întrebări. Dacă nu, după live, oricum voi răspunde la toate întrebările. Nu vă lua timp pentru asta. Încă ceva vreau să le transmit clienților care m-au sunat în ultimul timp. Săptămâna aceasta mi-am luat liber. Știu, pare ideal pentru mine. Și telefonul de muncă este undeva în casă, pe silent, și nu am
răspuns la telefon. Voi răspunde și la telefon la un moment dat. Mai avem o lăbuță, Bobido, mai avem o lăbuță. Deci cel mai important, spălați lăbuțele cu șampon de spălare frecventă, special pentru căței, pe care le puteți procura de la colegii noștri. O să vă las link-urile în comentarii, la live. Îi salutăm pe cei de la DovPro, salutăm și pe cei de la PetGuru, pentru că probabil ne urmăresc acum. Vă iubim pe toți. Da, așa, vă salutăm pe toată lumea. Doate gândile. Babi se gândile. Pentru că eu stau aici într-o poziție ciudată, dar asta e. Adică încerc să mă... Da, Coca! Coca ne strică live-ul acum. Deci, spălat cu șampoane de spălare frecventă, șamponul diluat foarte, foarte, foarte bine. Plătim foarte, 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 foarte bine. Repetăm dacă e nevoie, dacă afară ploaie, dacă s-a băgat prin mizerie. Plătim foarte, foarte, foarte bine. Ștergem, ținem într-o soc. Uscăm. Așa, Bobi. Două. La sfârșit o să vă filmez și șampoanele mele și salonul și penile. Acum să zic că masă că am una, două, cinci feluri de peri. Sunt doar câteva care le pot folosi pentru șef în special. Stai, bă. Nu am decât abetetele. Învățați picioarele. Pe seara, acum tot ce este necesar de ras. Bravo, șer! Ce mai avem noi de ras? Zona sanitară. Noi ne radem pe burtică și la puțulică, pentru că șer este super mega cu minte. Verificăm lama, nu e caldă, deci pot folosi în continuare mașina. Aici trebuie să fie curat. Îmi place să fie burtica curată. Pentru că folosesc o lamă destul de scurtă. Nu merg cu mașina invers creșterii. În direcția creșterii firului de tot. Ne luăm foarte, foarte scurt ca să nu se irite. Pentru că am vorbit de iritat, că există o mare, mare, mare problemă cu foarte mulți clienți care spun: aveți grijă că mi se irită de desubt după toaletaj. De ce se poate întâmpla asta? Se întâmplă odată, se poate folosi o lamă scurtă, se rade câinele după baie, cu porii deschiși, cu porii deschiși după baie se pleacă pe jos, se pune praful, normal că se evită, se intră în iarbă, nu așa va așa. Ne radem și la funduleț un pic. Pentru câinii care vin foarte încălciți, pentru băieței și la urță, dacă au părul foarte mare și dintr-o dată se rade foarte, 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 foarte scurt, câinele va avea mereu tendința să pună foarte repede fundul jos pentru că îi deranjează, pentru că i s-a luat ceva de aici.
pentru un câine care de obicei e obișnuit să fie ras și curățat, putem să luăm măsuri. Ne curățăm pentru că ne putem spăla mai bine. Așa, bădu. Bravo, bădușcă! Ați văzut pe șer, am întins-o pe burta asta cu burtica în sus, pentru că are încredere în mine, am ras-o, dar altă metodă pentru căței care nu stau întinși ca și ea, ca să ne ratem de desubt, ridicăm așa piciorul într-o poziție confortabilă și curățăm zona sanitară. Bravo! Ești curat! La urechi, verificăm ce ești, mamă. Bravo! Verificăm urechile. Șarca este bătrânică. Deci vom folosi o soluție de urechi pentru că frem pudră. Dacă avem ceva fire de păr. Da, coca vorbesc. Coca. Nu e o procedură dureroasă. Dar câinele învață că nu. Vedeți, șer trebuie curățată cu soluție, pentru că e bătrână și avem tot felul de secreții. Mi-e place să miros, nu miroase urât, nu avem nicio problemă medicală, e doar secreție normală, stai, baby. Cu șer nu am probleme să se arunce de pe masă, n-a făcut niciodată asta. Așa, baby, ea așteaptă cu minte. Așa că pot să mă împărtășesc cu pentru clienți. În momentul în care mă îndepărtez de masă, se pune vât și avem și o chestie care o punem dedesubt sub burtică. Stai șer să luăm soluția de urechi și dischetele. Dar. O să filmăm după aceea și sertarele. O să filmăm și sertarele cu perii și cu chestii și cu tot ce trebuie. Am introdus soluția de curățare în canalul auricular, masăm. Da, șer o să se scuture și ștergem excesul. Nu folosim aceeași dischetă de la ureche la alta, pentru că în caz că există o infecție într-o ureche, să trebuie pusă de două ori. Oh, mai punem o dată soluție. Șalie bătrânică. Care urechile ciudate. Dacă ar fi avut vreo durere acum și sau vreo problemă, ar fi chițăit. Încă ceva, trebuie să luați în considerare că Cher, când am adoptat-o, a avut o tită cronică și mai bine de un an de zile ne-am chinuit să scăpăm de ea. Apoi ne-a apărut o tită din când în când, dar asta nu înseamnă că nu stăm cu minți la curățat de urechi. Pentru că foarte multe lume spune, vai, a avut o tită, are o traumă, nu mai stă câinele la curățat urechi. Dacă totul se face pozitiv, spune Cher, mamă, da, nu se întâmplă absolut nimic. Da. Cer știe că avem grijă de ea, ne-am curățat urechii, asta e mai curată. Bravo, Șenca! Bravo! Bravo, mi-am scuturat! Mergem la baie să pregătim șamponul, întoarcem camera, dar te duce mama pe tine în cadă, întoarcem camera, hai sus, opa! Doare, în brațe, tu! Mergem la baie. Camera. Ia să vedem. Ne vedeți? Bravo! Șarica vă salută pe toți! Hii.
O grămadă de întrebări, salutăm pe toată lumea, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Da. Vă salut și acum pregătim. Salutăm toți căței. Babi, apropiem camera, da? Vedeți ce cățel cu minte am? Cel mai cu minte, da? Cum ne spălăm? Pregătim șamponul. Da, da, spălăm. Apa un pic mai călduță. Da? Eu folosesc burete și castronul cu apă. Nu ud câinele înainte. Aplicăm șamponul direct pe blănița uscată. Pentru că nu dorim să-l încărcăm cu apă. Dorim să îndepărtăm mizeria. Deci prima tură de șampon va ridica praf, mizerie și toate impuritățile din blănină. Da, și era de cantitatea de șampon care vei folosi. Atât are drăguț șamponul meu. Așa e șer. Da, amestecăm bine. Cred că mă duc până la cameră să vedem dacă se vede castronul. Da, verificăm. Am poziția. Se vede, se vede. Da. Pentru toți clienții mei, îmi doresc să știe că toți căței care vin la mine stau cu minți la spălat, ca și Cher. Așa e Cher, toată lumea cu minte. Toată lumea o știe pe Cher. Da. Pentru că am făcut din partea cu spălatul o parte foarte plăcută, pentru că la toată lumea ne place masajul, da? Pentru că totul e animalul să-i plancă. Ați văzut, spăl urechile în jos, nu am nicio problemă să dau cu șampon pe pavilionul urechii. Așa, credința populară de la apă. O să facem o tită. O tită, îmi doresc, întrebați medici veterinari, pentru că nu intru pe domeniul lor. Este de mai multe feluri. Avem o tită parazitară, bacteriană, micotică. Cred că sunt diferite cauze de a face o tită. Ce băbeții! După cum ați văzut, am diluat șamponul, castron cu apă, aplicăm cu burețelul. Pe partea scurtă, unde blănița mai scurtă, putem să plecăm în toate direcțiile, nu este absolut nicio problemă. Dar pe picioare, unde părul este mai lung, nu dorim să-l încălcim după ce l-am periat. Atunci aplicăm mișcări în jos. I-am băgat lăbuța în castron. Se mai bine. Adică, ținem pe toată lumea cu noi. Ca să vadă cât de mult durează să testăm, mami. Da. Pentru că fiecare procedură necesită timp. Necesită timp. Și ce ne dorim noi cel mai mult e ca și câinii să fie ok, relaxați cât pot, cât se poate. Că să învețe că este o experiență plăcută până la sfârșit. Să învețe că au
Îi acord tot timpul meu. Procedura cu baia. Am foarte mulți clienți care vin pentru prima dată și spun, lasă cățel, vai săracul de el. Te lasă mama aici, săracul de tine. Oare de ce săracul de el? Asta n-am să înțeleg niciodată. Pentru că și mie mi-ar place să fiu dusă, mai ales în vremurile astea. Uitați ce culoare minunată am la păr. N-am ajuns la programare. Să fiu dusă într-un loc unde să fiu spălată, masată, uscată, freză, mani, pedi, masaj, pupici, recompense. Toaletajul, grooming-ul, spălatul, cum doriți să îi spuneți, face parte din viața normală a unui câine. Mai ales pentru că pentru noi toți căței aceștia sunt membrii ai familiei. Și marea majoritate dintre noi dormim cu ei în pat, îi pupăcim. Atunci mi se pare absolut normal să fie obișnuit, să fie spălat, să fie tunși. Așa e, mame? Mama merge să răspund acolo un pic la mesaje. Cât stai tu? Ne uităm la ceas. Stăm 5 minute cu primul șampon. Îl lăsăm să acționeze. Apoi ne clătim bine și punem șamponul 2. Da? Da. Se gândește pe noi. Să ridicați cu minte. Mama merge să răspundă la întrebări. Vedem. Vai, vă mulțumesc. Să vedem, să salutăm lumea. Da, se pot pune și jucării în cadă. Dacă doriți. De ce nu? Noi ne mai jucăm câteodată. Pare rău că nu s-a auzit de la mașină. Scuze. Da, cu muzica, deocamdată nouă ne merge muzica mai încet. Toți clienții mei știu că am muzica destul de tare în salon. Da, calmează căței. Mulțumim, sper să vă ajute sfaturile. Da, coloratul sub ochi, la bișoni. Da, este o discuție foarte lungă. Culoarea aurie poate să fie de la alimentație, poate să aibă câinele o alergie. Nu recomand soluțiile externe. A, pentru soluțiile sau balsamul care îl folosiți înainte de periat. Depinde. Acum, în momentul de față, am o soluție de la Davis. Se numește Met Out. Dar, după cum v-am spus, se pot folosi orice produse cu care sunteți obișnuiți sau care vă plac. Luați legătura cu fetele de la DocPro sau de la Pet Guru. Sunt niște oameni minunați. Vă pot îndruma. Pupăm și noi toți clienții. Nu mă uit în același timp și la ceas. Da. Și mie mi-e dor de voi toți.
Da, salutăm toți căței! No, are review-uri frumoase. Ce-i, Cher? Mai facem un pic de masaj? Da, răspuns un pic la oameni. Deci aici, unde e plănița scurtă, putem face masaj. După cum ați văzut, pe Babi am băgat-o direct la baie după o periere ușoară pe picioare. Pentru că părul ei nu era foarte îngălcit. Cred că acum 2 săptămâni a făcut ultima dată băiță. Frecvența cu care spălăm căței în totalitate, pe tot corpul. Se poate spăla la 2-3 zile. Dacă se murdărește foarte tare și de 2 ori în aceeași zi. Dar procedura trebuie să se realizeze corect, să se urmeze toți pașii în mod corect. Adică șamponul diluat, șamponul potrivit pentru tipul de blăniță, clătit extraordinar de bine, pus balsam și uscat. Uscat, uscat, uscat. Pentru că dacă nu uscăm câinele de tot, atunci vor apărea problemele de piele. Foarte multă lume spune, vai, mi-am dus câinele la salon și a făcut dermatită sau se irită de la șampon sau de scarpină sau... Există posibilitatea ca acel câine să fost spălat cu un șampon care nu este potrivit tipului de piele, tipului de păr respectiv. Să fie câinele alergic la anumiți compuși. Sau există posibilitatea ca acel câine să fi rămas umed la baza pielii. Ce vă recomand? Înainte să vă duceți căței la orice salon, interesați-vă unde duceți, ce calificări are persoana respectivă, interesați-vă de la alți clienți, pentru că, după cum știm, este o meserie destul de grea și este greu. Și foarte multe lume se grăbește cu ei și se grăbesc din cauza că foarte multă lume dorește totul să se facă repede. Repede, repede, repede. Și pentru a încerca să mulțumească clienții care vor cățelul făcut în 45 minute, o oră, ordinea procedurilor și perioada, și cum se realizează toate procedurile se pot face într-un mod incorrect. Nu spun că dacă stă câinele 2 ore la toaletaj, toate procedurile au fost făcute corect. Depinde de etica fiecăruia, nu sunt aici să judec pe nimeni, dar eu zic că înainte să vă duceți căței, care sunt membrii ai familiei și iubiți, să vă interesați unde îi duceți. Păreri sunt despre toată lumea, pro și contra, nu putem întotdeauna mulțumi pe toată lumea, știți vorba aia, nu sunt o pizza, să mulțumesc pe toată lumea, fiecare avem un anumit stil de lucru, anumite activități, ne-am format în stilul propriu. Dar, da, Cher, mamă, da. Dar lumea trebuie învățată ce înseamnă normalitatea în toaletaj. Acum a stat șeful cu prima cură de șampon, ne vom plăti. Înainte să punem aurul de cățel, verificăm de temperatura, sper să se audă. Dar, asta e. Hai să arătăm ce ne plătim pe cap, mamă. Să nu ne intre apă în or. Și în nas, da? După cum vedeți, cernul este spăriată la cap. Pentru că știe că el nu voi îmbleca. Nu-i voi băga apă în nas. Urechile sunt ținute în jos. Nu ne intre apă în urechi.
oricum ne vom scutura. La cuței cu urechi erecte vom pune vată în urechi. La cei cu probleme auriculare pun de obicei vată cu soluție de curățare. Dacă problemele auriculare sunt mai mari, nu intervin să curăți urechea, trimit direct la proprietarul câinelui, la medicul veterinar, curent, să verifice și să prescrie un tratament. Da, mă zic. După cum vedeți, țin dușul lipit de piele, ca să elimin toată mizeria, să scârție grămița, da, coca. Eu povestesc. Ne plăcim bine, bine, pe bine de tot. Hai să facem o să facem cealaltă. Am fost foarte fericită când am reușit să mă achiziționez această cadă electrică reculată în câțul joc. Facem munca mult, mult mai ușoară. Dar am făcut o pică rând. Asta se întâmplă cu toți cei care vin aici. Papăliță. Ridicăm un pic temperatura la apă. Aplicăm a doua tură de șampon. Da. Întotdeauna prima tură de șampon, spun asta pentru cei care sunt în branșă, prima tură de șampon e pentru a îndepărta impuritățile, mizeria, produsele de styling, dacă sunt câini de expoziție, pentru a curăța perfect blana și pielea, iar al doilea șampon se folosește în funcție de necesități. De ce urmează să facă cu câinele? Share, pe share o vom tunde, adică îi vom termina freza, da, coca, atunci voi aplica un șampon de volum, cu un pic de intensificator de culoare. Sunt câini cu blana uscată, la care aplicăm șampon de hrănire, pentru cei cu probleme dermatologice, alt șampon, pentru cei cu blană lungă sau care cade, tot așa, un șampon de hrănire, avem șampon pentru năpârlit, tot felul de șampoane, da, speciale pentru căței. Identificator de culoare, așa arată șamponul ușe, șampoanele ușe. Moșie în albastru frumos. Și miroase extraordinar șampoanele lor. Pielea e curată, rămâne mirosul și piele. Întotdeauna toți clienții mei mă întreabă cu ce i-am dat. I-am dat cu șampon. Câteodată folosesc și parfum, dar în marea majoritate a cazurilor șampoanele sunt suficiente. Pentru că atunci când lăsăm șamponul să acționeze în blană, intră și în piele mirosul și blănița se păstrează curată pe o perioadă mai îndelungată. Așa, copii.
care să nu fie recuperat, care să nu poată fi învățat cu toaletajul. Bine, există 1% din cazuri, 1-2% care sunt câini cu probleme grave, care ar trebui diagnosticate de veterinary behavior, veterinari în comportament animal, ceea ce și tratate cu medicamente, ceea ce la noi în țară nu există. Spun asta pentru că în momentul de față fac un curs în Statele Unite, asta e că nu mă pot opri din învățat, un curs de consultant în comportament animal cu acreditare a Asociației Internaționale a Analiștilor Comportamentali și da, mi s-a întărit încă o dată ceea ce știam. Totul se face cu răbdare, cu recompense, cu positive reinforcement. Asta e cuvântul zilei la mine. Positive reinforcement. Și trebuie să avem răbdare cu ei să vedem rezultatele. Eu observ la foarte mulți dintre clienți cum sunt prima dată la toaletaj, cum sunt a doua oară, se văd îmbunătățirile de la o tură la alta, dacă totul este făcut cu răbdare și treptat. Așa e, Bobby? Dacă Bobby, care e luat din adăpost, care a trăit pe stradă, care numai ea știe prin ce a trecut, a ajuns să fie model, a circulat toată Europa cu mine și participă la concursuri de grooming și la vârsta asta de aproximativ 13 ani, pentru că nu știm câți ani are. Eu zic că se poate cu orice cățel. Dar trebuie să avem răbdare. Așa, Bobby? Doată cu șamponările. Stăm și pe al doilea șampon, vreo 5 minute și ați văzut ce a trecut timpul. Mi-am văzut de treabă și a trecut timpul și unde s-a dus o oră. Ce am făcut? Am tăiat, ne-am ras între lăbuțe și am pus o tură de șampon și ne-am clătit și am pus a doua tură de șampon. Acum aș fi apucat să trag de ea și să spun, haide, șer, acum dăm piciorul repede, repede, repede. Cinele s-ar fi stresat. Două. Așa e, Bobby? Da. Merge mama să răspund acolo la niște oameni, da, care se uită la noi. Uite, ești tu de cuminte și îți pregătește între timp mama prosoapele. Da. Faza la prosop, tu simți, mei iubesc faza la prosop. Și să curețe mama masa, da? Stai aici și vorbești cu oamenii până curăți eu masa? Da? Mutăm tot de acolo că trebuie să ne uscăm. Să stăm un pic în prosop și după aia ne uscăm. Cred că pune mama prosoapele, te mută pe tine, da? Eu explic de fiecare dată câinilor ce urmează să facă. Nu știu. Oricum, nu înțeleg ce le spun, dar tonul vocii, faptul că vorbești cu ei, eu spun că îi încurajează și îi păstrează într-o stare destul de calmă. Așa e, Bobby? Do. Acum facem acolo, pregătește prosoapele pentru tine. Bine? Da, coca. Hai să vedem cine ne urmărește, lumea, salutăm lumea. Ciao, Tenzi, abia aștept să vin la tine. Moni. Salutăm pe toată lumea.
Lumea nu știa că se poate spăla cu buretele, cel mai ușor și cel mai fain. Ne spălăm cu buretele, întindem șamponul peste tot, nu turnăm șamponul direct pe câine, pentru că o să ne ia o veșnicie să-l dăm jos din blăniță. Pentru că toți avem tendința să punem șamponul, ăsta, să luăm o chestie așa, tubul, desfacem și apoi până clătim, până scoatem tot. Durează veșnicie, nu o să scoatem niciodată tot șamponul de acolo, va rămâne în blană, se va usca acolo, câinele se va scărpina și o să spunem, păi da, am folosit un șampon hipoalergenic, un șampon extraordinar, am dat o grămadă de bani pe el și l-am lăsat în blană și în piele. Și pe toate tuburile de șampon scrie se clătește până la Rinds well, se clătește până la eliminarea completă din blană. Deci, citiți instrucțiunile. Bun, ce am putut să fac și să punem, zi mama, prosoapele. Așa, să întorc un pic, să vedeți prosoapele. Aici e colecția mea de prosoape. Sunt și mai sus. Pus acolo un colț în dreapta, sunt lavetele, o să vedeți, folosesc la share. Am vreo 20 de bucăți. Sunt lavete individuale pentru fiecare câine, adică se șterge câinele și se aruncă la mașina de spălat. Prosoapele, din nou, sunt individuale, de aceea sunt așa multe, pentru că nu există întotdeauna timp să se usuce de pe o zi pe alta. Așa că am cele mai multe prosoape din lume. La share, pregătim așa, să vedeți pe share, să aveți grijă de ea până pun eu prosoapele. La Sharica, toată lumea se uite la tine. Cred că ți-a mama un prosop mare, mare. Cel mai mare prosop pentru share. Deja știe, dacă o vedeți, urmărește prosopul. Ce urmează, mama? Să ne scoatem un prosop, da, mama. Între timp, am mai băut o gură de cafea. Așa. Cu Șer vă salutăm. Mai bem cafea în timpul muncii. Așa e, Șer? Totdeauna aveam cafea cu noi. Da? Mai stăm, uite, mama se uită acolo până la fix. Stăm. La ceasul ăla, la fix, care-i dat înainte. La fix. Ajungem la fix, ceasul-i dat înainte ca să terminăm căței mai repede. Vine clientul. Da, Șer. Pregătim și laveta, da? Și după aceea punem mama pe masă. Asta e laveta. S-a întărit. O să o mențim înainte, să o ștergem. Iar la Șer, pentru că urmează să o tun, n-o să pun acum balsam în blană, o să folosesc la uscare, o să vă arăt de care. Și o să clătesc în mare parte șamponul, iar apoi o să folosesc pe post de balsam și tratament o capsulă de nangaiu. O să vă trimit link-ul, o să vedeți la ce e bun, dar ajută foarte bine la îndepărtarea tuturor rezidurilor de pe piele, tratează problemele de piele și are și efect de balsam. Da, Șer, mama, da. Și ne trebuie volum. Da, ne trebuie să încărcăm blănița ca să ne putem tunde. Da, ne apucăm să ne clătim. Am stat destul? Ești de acord? Ai văzut prosopul? Da? Ai văzut prosopul?
la acolo, să nu dărâmăm. Plătim pe șef. Ne ștergem. Ne punem în cuptor. Asta se va duca pe lumea de cum încă e cu Bobby. Pentru mine tot ce fac acum sunt automatisme, sunt foarte multe lucruri care le fac pur și simplu, fără să mă gândesc să le fac, pentru că e o rutină care s-a format în timp, după foarte multă experiență. Da? Capsula de nagaj o să ne ajute să plătim mai în profunzime. Vă să dați puțin de la distanță să vedeți ce putere are jetul de apă oricum. Pentru capătul de duș este un capăt nagajul. Are, să vă arăt, are foarte multe perforații. Totdeauna mă chinui să-l deschid. Ia uitați. Așa. Asta e. Avem cap special. Pentru căței, numai specialități, numai cei mai buni. Se introduce capsula. Facem bulbuci acum. Are perforații mărunte, 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 mărunte. Ca să vedeți. Acum suntem la spa. Sunt spălat sânele. Temperatura apei trebuie să fie destul de scăzută. Adică călie maxim 40 de grade. Pentru că nu dorim să supraîncălzim pâinii. Șef a sta într-o ceohă perioadă, între 5 și 10 minute, să se absorbă bine apa din blană. Iar în timpul scatului o să încerc scuze, pentru că nu cred că le vom auzi, mă veți putea auzi. Puteți rămâne în continuare. Nu o să dureze mult, pentru că nu are blană lungă. Pasta într-o soap. Marea majoritate a omezelii va fi absorbită. Capsulele de nagaio ajută foarte bine și în momentul în care uităm câinele. Tipul de uscare este destul de scurt. În acel timp, până se dizolvă toată capsula. Încă vedeți, avem aici capsula care se dizolvă de la apă. Ne-am udat, ne-am plătit, peste tot. Și las în brațe. Să facem și pe asta, ce primul live din viața noastră. Să ne vorbim noi doi, cu bine de acolo pe care îl salutăm. Să șerg la prosop, o să mă filmez prin salon. Să vedeți cam ce înseamnă un salon de toaletat.
câte lucruri sunt necesare și să înțelegeți că este o meserie foarte complexă, dar care necesită foarte multă răbdare. Pentru că dacă nu ai răbdare cu ei, ce e valuții? De la o sală. Acum, unde s-a întâlnit? Că s-a întâlnit. Pentru că avem atâtea de multe la vete. Dacă se aude. Șerie curată, scârție. Scârție. Acum îmi ștergem cu un lavetă. Lavete care absorb foarte multă apă și care ne ajută să scurtăm timp. Deci, încă o dată, blană ei este foarte scurtă pentru mine, din punctul meu de vedere. E foarte scurtă pe spate. Deci, o pot șterge cum vreau eu. Toate direcțiile. În schimb, blana de pe picioare este mai lungă. Nu fac așa. Pentru că o să plâng când o usuc. Lăsăm. Se absoarbe umezeala și așa. O variantă foarte ușoară la aceste, la aceasta, de exemplu, e specială pentru cai și pentru câini. Este foarte rezistentă. Dar se pot procura și lavetele de pentru mașini, sunt ceva asemănătoare, sau intrați la colegii noștri care vând produse profesionale pentru căței și sunt găsiți la ei lavete absorbante, prosoape absorbante și este o variantă extraordinară și pentru acasă, când îi spălați pe lăbuțe, le prima dată luați toată apa cu el, ce iese, și apoi țineți un prosop cu material. Așa e, Bobby? Frumos. Ștergem picioarele, bine, bine. Da. Și când ștergeți pe picioare, încercați să nu trageți de ele în poziții nenaturale. Și din nou, după cum vedeți, nu grăbesc câinele în niciun fel. Și cu cât facem fiecare procedură cu încredere și suntem siguri pe noi, câinele ne va simți siguranță și va sta relaxat. Că va spune, mami sau tati știe, sau grumărul știe ce face în momentele alea, deci am încredere. Bun, am șters, l-am aruncat, l-a spălat, ca să nu mă aud eu, o iau într-un prosop, vinem aici, întorc camera și apoi o ridic și o să pun dincolo în prosop. Vedem. Așa, întoarcem camera. Să vedeți, am pregătit prosopul. Cel mai mare prosop. Se întreabă cât timp durează să fie uscat. Șer se va usca în maxim 10 minute. Pentru că are blănița. Babiții. Are blănița scurtă și va sta în prosop. Ia uitați, s-a scuturat, să se face comodă pentru că știe
ce urmează? Stăm împăturiți la prosop. Toți clienții mei doresc poze cu al lor cățel la prosop. Eu am niște elastice speciale care sunt la locul lor. Să vă prezint elasticele homemade. Elasticele de prosop. Pentru comenzi, lăsați un mesaj în privat. Punem și perna. Bravo, Alice. Acum așteptăm cam 10-15 minute. 10 minute, spune Babi, că ne-am șters bine și ești cu minte și blănița ta se usucă repede. Eu îmi cunosc foarte bine câinii și în special îmi cunosc și clienții. Clienții ce vin a doua, a treia oară deja știu cum se comportă blana sub diferite tipuri de șampon, îmi cunosc produsele care le folosesc, fiecare cum acționează, ce rezultate dau și atunci timpul de stat în prosop variază în funcție de câine și în funcție de cum tolerează câinele sofiatorul. Pentru că da, îi putem obișnui în timp să stea la sofiator, la uscător, dar unii dintre ei reușesc să tolereze pe perioade destul de scurte. Și atunci timpul de stat în prosop este mai mare pentru a scurta perioada de uscare, pentru a nu stresa inutil câinele, pentru că putem obține aceleași rezultate. Și încă o treabă, de ce stăm în prosop? V-am spus să se absorbă umezeala din zană. Am trebuit să stau și jos. Și este o logică foarte simplă în toată treaba asta. Am foarte mult hairstylist care le urmăresc și pot să confirme. Și în general femeile știu această treabă, dar nu se gândesc că e același lucru și la câine. Gândiți-vă că dacă ați ieșit din baie, aveți părul lung, v-ați spălat pe cap și v-ați șters rapid cu un prosop. Nu insistați, nu stați cu prosopul în cap, băgați uscătorul din prima în păr. Îl veți arde, îl veți încălci, perioada de uscare va fi foarte lungă și va fi un chin. Același lucru este și pentru câini. Dacă băgați sofiatorul direct în părul foarte ud al câinelui, va fi un chin și pentru dumneavoastră să-l uscați, un chin și pentru câine și veți distruge și blănița. Blană. Și ai share. Share, dacă s-ar putea să stea așa... Stai cu minte acolo? Arătăm la toată lumea ce are Paula în sertare? Arătăm? Da, arătăm ce are Paula în sertare, da. Să luăm telefonul. Aha, și mami se uită. Ceau, mami! Așa e când mami are Facebook. Se uită la Paula. Și mergem. Aici am pregătit... Să vedem. Aici am pregătit farfecile ce le voi folosi astăzi pentru share. Dacă vedeți distanța dintre masă și scaunul meu care se învârte. Vei voi învârti și... Ceau, Alexandra! Vrei să-ți arăt unghiile mele? Nu sunt. Nexa, nu există. Aici am produsele care le folosesc în mod frecvent. Pudra de urechi, spray-urile de descălcit, diferite spray-uri de uscare, spray-uri de curățat... lamele de mașină, așa, mai avem încă un balsam de uscat, de la Artero, pentru blană sensibilă, extraordinar, uleiul pentru cuțite, ia uitați, fiecare quick dry, fiecare tub, așa, avem ulei de păr,
la Morocanoil, asta e pentru ai mei căței, când le împachetez părul, un stofiator care e folosit rar. Să luăm sertarele la rând pentru că avem timp, pentru că Cher este super cu minte în prosop. Nu va pleca nicăieri de acolo. N-are de gând și trebuie să stea și atunci mai verificăm sertarele. Aici sunt lucrurile de stripping. Avem coat king-uri, pietre, perile pentru terieri, condomsurile astea se pun pe degete, furminatoarele pentru cei cu blană scurtă, ce mai avem aici, ce mai avem, peria mea preferată pentru căței cu păr scurt, gen pug, buldoși francezi și la labradori o folosesc foarte bine și piatra de stripping mai departe. Aici avem bristle brush-uri, perii. Astea sunt perii pentru finalizare. Mai departe. Cărțile, poodle, grooming, poodle, grooming. Mai departe. Avem șervețelele antibacteriene, bețe de urechi pentru căței speciale, dischete, șervețele pentru căței. Bun. Sertarele mai interesante. Da, se poate folosi furminatorul pe Amstaff dacă se folosește în mod corect. Dar trebuie să vă arăt cum se folosește furminatorul în mod corect. Deci, de obicei, toată lumea îl folosește în poziția asta. Se face așa, nu este corect, pentru că vom tăia firul de păr. Așa, înclinația asta, pe, cu mișcări scurte și se curăță. Sper că a fost de ajutor. Bun, primul sertar, avem niște clești de propolis. Așa. Ce ne trebuie pentru Cher, perie, pila de unghii și cleștele de unghii, pentru că v-am spus că le vom curăța după, le vom tăia după baie, când se înmoaie. Ne punem acolo. Avem forceps și, bun, mai departe, sertarul minune cu piepteni. Piepteni vom folosi după ce vom usca, la finisaj și în momentul în care o vom tunde. Am inclusiv piepteni curbați pentru diferite tipuri de blană, finishing comburi mai ușori, mai mari, piepteni pentru pudel, de top knot. Foarte. Aici mai sunt câteva foarfeci. Acolo, nu? Mai departe. Un sertar cu perii, slicker brush-uri. De ce am atâtea? Avem mai puțin flexibile, cu lungime mai mare, mai flexibile, mai dură, mai moale, perii fixe pentru descălcit, mai dure, cu peri mai lungi și mai moale. Aici ai cu peri mai scurți și foarte tare. Una mai moale și cu peri scurți. Pentru că într-un salon îți vin diferite rase de câini, diferite tipuri de păr, o mulțime de câini. Aici mai avem o tură de perii, avem pin brașurile care le folosesc la uscat păr lung și încă câteva slicker-uri.
Aici sertarul cu elastice și cleme și hârtii. Pentru că eu am pudel, așa cum știe toată lumea, și ai mei au părul împachetat. Da, Coca! Coca vă salută! Bun, soluții de dezinfectat. Și, ce mai pot să vă arăt? Aici sunt cuțitele de mașină și distanțierele. Blade Magic este fluid de curățare a cuțitelor. Mai sunt ceva uleiuri, deci tot ce ține de mașina de tuns. Vată și alte chestii. Aici mai sunt tot felul de tuburi, pudră. Asta este talc powder. Se folosește la stripping sau ca șampon uscat. Dar bine că am ajuns la partea cu șamponul uscat. E o variantă foarte bună în această perioadă. Este și șamponul uscat. Îl puteți aplica pe blană în diferite forme. Deci se scot extraordinar că am dat peste ele. Deci șamponul uscat. Da, Coca e adorabilă. E în varianta pudră, în varianta umedă. Eu îl am așa, șampon uscat, pentru că e pus aici, eu l-am la bidon de la gallon, la 4 litri. Sau varianta un pic, cutiile magice, în care încă mai avem sfidul aici, diferite spray-uri. Speed. Dry shampoo. Deci există diferite variante de șampon uscat care pot fi folosite în această perioadă cu succes. Dacă nu doriți să vă spălați căței pe picioare, se aplică, le voi lăsa la îndemână, o să vă arăt pe share când e gata uscată cum se aplică șampoanele uscate. Ce bine că am dat de ele. Bun, le punem deoparte. Aici mi-am pregătit pe masă ce mai am nevoie. O să-mi pun foarfecile. Le voi pune la îndemână la un moment dat. Da, speed-ul e super. Și la câinii albi și la negri. Dar eu îl folosesc. De ce l-am în salon? Îl folosesc la căței albi, la ai mei, în concurs. Pentru că pe lângă curățare dă și volum și textură și nu lasă reziduri uscate pe blană și se pot folosi, poate fi folosită foarfeca cu încredere. Bun, am aici niște foarfeci care le voi folosi, preferatele mele, diferite tipuri. Acesta este un chunker și foarfeci de filat. Bun, unde? Nu este bere, e băutură non-alcoolică. Non-alcoolică. Bere de ghimbir non-alcoolică. Ca să eliminăm orice problemă. Mai avem aici un lucru foarte important. Avem cartea Notes from the Grooming Table. Ceva ce nu trebuie să lipsească niciunui groomer. Unde sunt toate rasele de câini. Este ediția nouă. Cu instrucțiuni. Deci unde, dacă ne confruntăm cu o rasă nouă, cineva sună pentru o programare și nu am mai toletat rasa respectivă, deschidem cartea și ne pregătim înainte. Este o carte foarte utilă pentru groomeri, care ne arată baza. Ia uitați, cățelul în prosop. După cum spuneam, nu am inventat eu roata. E motivul pentru care m-am dus la atâtea cursuri, pentru că am dorit să
Vreau să vedem dacă mai am ce să vă arăt. A, da, cutia cu lucrurile, bunătățile din această perioadă, mănuși și măști. Mănuși și măști. Nu le folosesc astăzi pentru că e câinele meu. Așa. Totdeauna la masă e soluția de dezinfectat și prosop cu care se șterge masa după fiecare câine. Dezinfectanții de la ușă. Mai departe. Da, spuneam că n-am inventat eu roata. Treaba cu prosopul, modul în care se usucă câinele, modul în care se perie, toate le-am învățat de la cursuri și pentru că am făcut o școală să mă laud, sper că puteți vedea, o parte din diplomele mele. Asta e cea mai importantă. De la tot cine mă cunoaște știe, diploma din Moscova. Așa. Și aici mai am. Bun. Unde mai avem? Mai avem câteva și acolo. Și mai avem câteva care trebuie puse din nou pe perete. Da, să revin. Nu am inventat eu, pun și telefonul la loc. N-am inventat eu roata. Cred că cel mai ușor să evoluăm în orice meserie sau în orice facem este să mergem la profesioniști să învățăm. Pentru că e mult mai ușor să dobândim niște cunoștințe, e mult mai ușor să evoluăm și ne vom face munca mult mai ușoară. Da? După cum și bine știți cu toții, informația costă bani, școlile și pregătirea și tot costă bani, se fac sacrificii, dar dacă îți faci o meserie cu drag, cu plăcere, că satisfacțiile și totul vine, e la un moment dat se întorc. Sper că am pus telefonul bine, numai un pic. Să îl aduc mai aproape. Da, Mirela, la mine stau câinii tăi, să știi. Las că-ți trimit poză data viitoare. Da, mă întreabă lumea dacă voi face cursuri. Sper că voi face. Sper că îmi voi face curaj să mă apuc și de curs. Cum vă spuneam, la șer... În general, la toscăței, unghiile le tai după baie, după ce sunt înmuiate, cât stă cățelul în prosop. Ce, babi, mama? Crezi că lumea ne vede? Știu. Asta e o treabă care ție nu-ți place, dar nu protestezi foarte tare. Da, așa. Și acum, șer, suferă. În sufletul ei. Deci dacă unei câine nu-i place zgomotul de... care îi face cleșnul de mine. Pentru mine acesta e potrivit pe mână. O să vă arăt la foarfeci. Prietenii mei știu, am mâinile foarte mici și îmi găsesc foarte greu foarfeci și pe măsură. Da, nu-ți place. Deci există ceva ce câinele meu nu-i place, să-i se umble la unghii, le vom pili, da? Dar după cum vedeți, nu s-a aruncat de pe masă, n-a dat să mă muște, îmi arată, că nu e o chestie care îi place în mod neapărat.
Da, bobici, da. Le pilim un pic, că sunt mari mamale tale, da. Unghiile ei n-am reușit să le scopesc suficient niciodată. Pulpa îi crește foarte, foarte tare. Ceilalți pudeli care am crescut eu de mici au unghiile foarte, foarte, foarte scurte. Pentru că le-am tăiat în mod frecvent. Iar pulpa cu ce conține vasele de sânge și nervi este foarte retrasă. Verificăm și de pinten, care nu se tăcește niciodată aici, pe ce-l vedeți, pintenul. Ce, bobiții? Da, din asta tăiem un pic. Da, mama știe că nu-ți place. Mama are niște poziții la tine să stai unghiile, vai șamar, zi. Da. Scos băbuța de dedesubt. Da, copa, ceau! Da, bobiții, da. Nu-i place neapărat, dar nu facem o criză pe tema asta. Da, Bobi, ți-ai ascuns-o, pe aia am făcut-o deja. Imediat o să ne uităm și... Da, da. Închipuiți-vă, le cer să cu minte, da? La unghi, ne arată că nu-i place. S-a stresat, un pic se adună tot, gata și trece, mama, aici cu tine. Da? Nu m-am nateat o bine. Ni le-am pilit, hai, și la cur, aici, la picioarele din spate. Închipuiți-vă cât durează sau cum e cu un câine care nu suportă să fie atins la picioare. Atunci, crește timpul în care stă la toaletaj. Da, așa. Am început cu un live, cel mai lung live, știi? Primul și lung. E bine. Da, așa. Dacă câinele se trage sau... nu apreciem corect unde e pulpa și tăiem din greșeală puțin mai mult, se folosește, există o pudră specială pentru unghii, numită Quick Stop, care oprește sângerarea. Tata, Bobi! Da! Unde-i baba? Cucubă! Cucubă! Bravo! Bravo, Sarica! Bravo! Top, top, top! O terminat, mama, fiule! Uite, le ia mama de aici! Uite! Nu mai, vai, vai! Le punem la locul lor, da? Gata! Nu mai face mama nimic! Cât ai stat? Oh, ai stat într-o sopă, ai stat! Ne scoatem din prosoape! Da, Coco! Ce urmează să ne uscăm? Hai! Mă urmează partea care la șerb nu-i place, adică uscatul. Pentru că șerb nu suportă zgomotele puternice. Așa e șarica. Asta e când tună, când toate astea, șarica fuge și se ascunde. Stăm acolo. Mama aduce prosoapele la stăla din ea. Stai. Așteaptă cu minte, da? Le aruncăm de aici. Le-am aruncat. Acum voi folosi, v-ați văzut că nu am folosit balsam la șer, doar neagaiu. Pentru uscare folosim un balsam care se lasă în blană,
se numește Mix de la Artero, Mix Multifazic Conditioner. Ajută și la uscare și la descălcire. E un produs nou de la Artero. Mie îmi place foarte mult. Vedeți deja cât am folosit dintr-un litru. Noi le mâncăm. Mama mănâncă produse de uscat. Este Leave-In Conditioner. Se aplică pe blana curată, umedă sau uscată. Dar pe blana curată. Asta o să îl dăm jos, îl punem după aia, ca să nu ne deranjeze. O să dau brațul jos, o să-l punem dacă e nevoie după. Da, mama, trebuie să ne uscăm. Asta e și spune la toată lumea, ori își bagă degetele în reți, ori dau pe mut, pentru că ați să verific partea cealaltă. Bun. Gata. O uscăm pe șer. O să folosesc prima dată săpiatorul de mare putere. Da, șer, mama, ăsta nu-ți place ție. Se usucă sistematic câinele. Se începe de la un picior. Merge tot câinele pe rând. Da, amiți.
folosim celălalt uscător. Se vede? Se vede. Toată lumea vrea cursuri! Auzi, babișe, trebuie să ne găsim timp pentru cursuri, da? Așa. Perile care le-am dat jos cu Sofia Tormare. Pentru a finaliza uscatul. Folosim sofiatorul pe picior, care nu au... Hai să vedem, trebuie să întorc un pic. Un pic. Așa. Bun. Ce-i, babi? Uh-huh. Am uscat-o pe șer în proporție de 80%. În continuare... Vedem la mine este grețulină, ca să putem tunde pentru a avea acel look pufos și fluffy la care îi place la iubit de toți clienții. Acum o să vedeți cum se obține. În timpul uscării se folosește peria. Eu folosesc perii flexibile, îmi place foarte mult să le folosesc la uscat, dacă blana este într-o condiție bună, nu este foarte încălcită. Partea cu negru este mai dură, partea deschisă la culoare un pic mai flexibil, mai moale, este mult mai flexibilă, cum v-am arătat întotdeauna cât apăsați, gradul de apăsare, verificați pe mână. Ca să, dacă apăsați mai tare, se zgârie, vă veți zgâria și câinele. Dacă e ușor, pentru că noi nu trebuie să ajungem la piele, pe noi ne interesează părul și mișcarea, întotdeauna aceasta. Dacă dați, gândiți-vă dacă folosiți și dați cu peria, trebuie folosită în totalitate. Dacă dați doar cu vârful, zgâriați mai tare. Aceasta este mișcarea corectă. Vedeți acum? Înveștăm. Babi se uită pe geam. Ca ei, familie, afară la pișu. Da, toată lumea e la piș-piș. Și tu ești manechin. Da, babișe, lasă că la cine uscăm pe cap, da? Acum luăm din nou pe rând tot. Iarăși nu o să mai auziți nimic pentru că vom usca. Eu mai folosesc extra balsam.
babei, să verificăm dacă mai rămas ceva ut. Nu? Ne-am periat peste tot. Mai luăm în piaftă să verificăm cum stăm cu glumița. Păi ne apucăm de tuns. Da, ești o divă, Cher. Șarica, ne cusină, mamă. Cine e cea mai curată din casă acum? Kibu, Piggy și cu tine. Hai să verificăm glumița. Hai. Se ridică după aia mama de pe scaun. Verificăm să vedem dacă e nevoie să mai periem, dacă a rămas în vreun loc umed. Periem, periem, periem. În picioare. Babi, să ne uităm să vedem dacă mai e lumea cu noi. Hai să vedem. Hai să vedem. Da, oh my god. Mirela, ce zici? Te bagi? Ușor, nu? Hai să vedem. Noi încă avem internet aici. Da! Hai, babi, să continuăm să ne periem, pentru că trebuie să ne și tundem astăzi. Ținem pe toată lumea mult. Nu înțelege lumea ce facem noi aici. Facem ce facem de obicei. Da? Atât durează, cât durează, atât durează. Să ne imaginăm cât durează un câine care nu stă. Babi e model de meserie. Și pentru ea a devenit o rutină. Verific tot cu peria, iau per în tot, părul lung, să nu ne mai rămână cârți. Arată altfel, nu? Babi? Și urmează partea fan, în care ne vom tunde. Sper că se va auzi de mașina de tuns, dacă nu o să vorbesc mai tare. O să vorbesc mai tare, da. Deci, aici există un ceva în care s-a agățat laptele. Periem. Cu toate că a avut un câlț, doi, nu a fost blana în perfectă stare, pentru că și-a sărit o tubră de spălat. După cum ați văzut, câinele nu țipă, nu urlă când este periat, pieptănat, dacă procedurile se fac în mod corect. Există, bineînțeles, și cazuri în care câinele nu mai poate fi, indiferent de ce perii, șampoane, produse folosești, care nu se mai poate descălci și care necesită să fie ras. Există destule cazuri și stăpânii trebuie să înțeleagă că nu e datoria noastră de grumări, oricâte diplome am avea și oricât de bine pregătiți am fi, nu e datoria noastră să chimim câinele ca să îl dăm pupos înapoi, dacă întreținerea lui periodică nu s-a făcut în mod corect sau și-a sărit 3, 4, 5 luni
în care n-a fost adus la toaletaj. Așa, babi? Blana ta se poate peria, mamă. Că tu ești cu minte și bună. Și tu nu ești așa încălcită. Cea mai mare greșeală pe care o pot face proprietarii de căței acasă este să-și spele câinele cu blană mare și să-l lase ud. Decât să faceți asta, mai bine nu. Pentru că îi faceți mult mai mult rău. Pe lângă problemele medicale, blana se va încălci și va fi de nerecuperat când va veni la toaletaj. Da, se spală pe lăbuțe, pe burtă, la bot, uscați bine, dar nu, dacă are blana foarte lungă și nu îl puteți usca, nu vă puteți descurca cu uscătorul acasă, mai bine nu îl spălați. Folosiți un șampon uscat, feriați. După cum vedeți, feriatul, pieptănatul este în profunzime. Asta înseamnă, nu știu dacă se vede aici, o blană desfălcită. O blană în care se poate tunde. Dacă se vine cu cățelul și îi spune, vai, dar l-am periat acasă și se dă cu peria numai așa pe deasupra, iar eu când bag pieptenul rămâne acolo sau desfac blana și nu văd pielea și smocuri, aia nu e o blană periată. Cineva sună? Da, se sună, dar nu pot răspunde. Se la vi. Nu putem răspunde că suntem în timpul live-ului. Ce-i, babi? Da, lumea sună la telefon acum. Lumea fără Facebook. Lumea fără Facebook, mama. Nu sună. Trebuie să ne mai și tunde. Și după aia sunăm lumea la acolo. Dar mai sună. Din nou spun, dacă am clienții pe... Că acum transmit de pe telefonul personal, pe care am instalat Facebook-ul, telefonul de lucru nu a răspuns săptămâna asta, deloc. Mi-am luat liber de la tot și toate. Așa că sper să aveți răbdare cu mine și să așteptați să vă scriu începând de marți, pentru că cum v-am spus, fac un nou curs, iar orele se țin în Statele Unite și am orele online luni noaptea. Și sunt indisponibilă până marți la prânz când mă trezesc și încep munca. Deci, share în momentul de față. Am verificat cu pieptenul, am descălcit cu peria și ne vom apuca de tuns. Da, babi? După cum puteți vedea, am dat brațul de la masă jos. Să vedem dacă trebuie să schimb poziția sau camera, să puteți vedea ce fac. Stai și să vedem cum e camera. Mutăm un pic. Cât de des trebuie spălat un cățel? Bun, Alina, mulțumesc că mi-ai spus că se aude încet. Sper că acum se aude mai bine. Dau mai aproape. E ok așa?
Putem spăla cățelul cât de des dorim dacă o facem în mod corect. Repet. Dacă spălatul se face în mod corect, se clătește câinele foarte bine și se usucă foarte bine, nu este nicio problemă să putem să spălăm cât de des e nevoie cățelul. Acum șerp se va tunde. Vom folosi distanțierele la început. Hai, babiță, sus! Bravo, babușcă! Avem și probleme tehnice. Nu s-a încălcit capul de la mașină. Hai, babi. Te dau mai în față. Că nu vrea mama să spună la gust că ție nu-ți place. Așa. Voi începe de aici, pentru că vreau să-i fac un gât frumos. Și se va tunde de primăvară în vară. După cum toată lumea știe, ai mei căței, niciunul nu e tuns foarte scurt niciodată. O mare problemă a mea, sunt maniacă, cresc blană. Blană, blană, blană. Asta pentru că marea majoritate, de fapt toți ai mei cu blană, merg cu mine în competiții de grooming și folosesc prin rotație. Datorită faptului că nu mai putem pleca o perioadă, toată lumea a fost unsă și șef e puns în direct. Sper că se vede. Și acum sper să înțeleagă toți clienții de ce să nu încercați toată treaba asta acasă, cu tunsul. Pentru că, după cum ați văzut, ca să intre mașina în blană, să putem realiza o tunsoare cu o lungime potrivită, câinele a trebuit spălat, periat, spălat, uscat, întins, descălcit. Și ea, cum am mai spus, este un câine foarte, foarte cu minte și liniștit pe masă. Dacă dumneavoastră nu vă puteți controla acasă căței și se fâție, se mișcă, se întorc, se răsucesc, există șanse enorme să-i tăiați. Eu acum nașer pentru a obține o lungime potrivită. Folosesc mașina cu distanțier. Pentru un câine foarte încălcit, se face toată procedura cu periatul, cu înainte, se tunde cu mașina o lamă fără distanțier. Asta vă arăt. Cu dinți mai lungi. Aceasta este de 5F. Diferite mărci. Acele lame tund direct la piele, câinele. Au diferite lungimi. Și se tunde în funcție de cât este de încălcit câinele, cât noi ne dorim să tundem cât mai lung, dar câteodată sunt cazuri că încălciturile sunt atât de profunde până la piele că trebuie folosită o lamă foarte scurtă. Când se folosește lama foarte, foarte scurtă,
Există pericolul, cum v-am arătat când am ras-o între pernuțe, pe șer, ca lama, datorită frecării, să se încingă și dacă nu o verificăm sau nu le schimbăm între ele, nu avem mai multe, există pericolul să ardem pielea câinelui. Iar acasă, cu mașinile non-profesionale și făcute de persoanele neinstruite, pericolul este foarte mare. În plus, în momentul în care ne apucăm de toaletat câinii, trebuie să cunoaștem și anatomie. Pentru că, dacă puteți observa acum, folosesc mașina după formele corpului și în direcția creșterii firului de păr, în cazul ei. Dar pentru a face toate aceste lucruri, e nevoie de practică, 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 practică. În momentul de față, foarte multe școli din străinătate folosesc dummy-doll-urile, adică păpușile, pentru a învăța studenții să tundă, să nu facă experimente pe câini. După cum vedeți în mesaje, multă lume spune când te apuci de cursuri, să ții cursuri. Problema mea cea mai mare în ziua de astăzi cu oamenii este toată lumea își dorește să învețe să tundă. Da, e o meserie extraordinar de frumoasă. Pentru mine e și pasiune, și hobby, și viața mea și tot. Dar ca să înveți această meserie și să o faci cum trebuie, nu trebuie să înveți să tunzi prima dată. Trebuie să o iei ca orice altă meserie, ca orice alt lucru pe care îl înveți, să-l înveți, să începi cu începutul. Dacă nu ai baza corectă, nu știi să speli corect un câine. Deci nu ai răbdarea să speli corect un câine, să-l usuci, să-l perii, să-l destâlcești corect, să știi să-l manevrezi, să ai siguranță pe tine când manevrezi un câine. Din punctul meu de vedere, să înveți să tunzi din prima e cea mai mare greșeală. Eu când am apucat să tund, când mi-am dorit, am stat și am căutat zile întregi pe internet să aflu cine m-ar putea învăța. Am căutat. În momentul în care l-am găsit pe Attila Kovács de la Brașov, primul meu profesor, mentorul meu, omul căruia îi datorez startul meu în această meserie, care mi-a pus piaptenul și peria în mână, ca să spun așa. O lună de zile am stat la Brașov și o lună de zile am învățat doar să spăl și să perii și să usuc câini. Mi s-a pus foarte ca în mână, am fost învățată cum să o țin corect, cum să manevrez corect și doar după ce am făcut progres în acest sens, am fost lăsată să tund efectiv pe un câine. Și toți prietenii mei știu povestea. Cea mai mare bucurie a mea a fost când m-a lăsat Attila să tund coada, eram pe la sfârșitul cursului și m-a lăsat să tund coada unui client. Pentru mine a fost o mare onoare și m-am bucurat enorm să pot face treaba asta, dar nu toată lumea e ca și mine. Acesta este punctul meu de vedere. Din această cauză
nu mi-am dorit să țin cursuri până acum, pentru că prefer să lucrez cu animalele mai mult decât cu oamenii. Sper în viitorul apropiat să țin seminarii, cursuri practice, nu știu, poate de perfecționare, o să vă anunț, dar seminarii voi ține. Ce vedeți că fac eu acum aici? Cred că poate face cineva după ce stăpânește mașina de tuns foarte bine. Folosesc mașina ca să nu pierd atâta timp cu foarfeca. Da, băbiții! Pentru că în salon rezultatele trebuie să fie cât de bune și cât de rapide. În concursurile de toaletaj, tănin, pentru că toți știți că eu sunt maniacă și circul și pentru mine toată treaba asta cu carantina m-a împiedicat să mai merg la concursuri, dar în concursurile de toaletaj ca mine, folosirea efectivă a mașinii de tuns este permisă doar la anumite categorii. La categoriile standard de pure breed trebuie tuns doar cu ajutorul foarfecilor. La categoria workshop, salon, folosirea mașinii de tuns este permisă. Da, eu am cățel foarte cuminte. Mă laud din nou cu treaba asta. Și ne prindem. Nu mă întrebați ce piepten folosesc. Da, puteți să mă întrebați. Da, să mă laud. E pieptenul meu Utsumi. Este foarte ușor. Este un piepten de finish. Nu e piepten de desfălcit, de pieptenat. Se folosește doar pentru finish. Și a costat o avere. Puteți să spuneți de ce îmi cumpăr chestii atât de scumpe, pentru că tot ce ați văzut la mine în salon costă și sunt lucruri de calitate, pentru că sunt lucruri care nu le folosesc doar pentru un câine sau doi, trebuie să le folosesc toată ziua la foarte mulți câini și trebuie să fie rezistente, de calitate, să nu rănească animalul, să-mi facă mie munca mai ușoară și toată experiența câinelui cu tunsul să fie cât mai plăcută. M-ați văzut că Babi a fost tunsă pe jumătate. Sper că aveți răbdare să mă urmăriți până la sfârșit. Pentru cei care tun deja și se ocupă cu treaba asta, vom face căpșorul acela rotund, Asian Fusion, dar modificat pentru salon. Pentru că mie îmi plac boticurile rotunde. Clienții mei știu asta, experimentez pe ei, mă lasă. Am evoluat, trebuie țin să le mulțumesc din suflet clienților mei care a evoluat odată cu mine, ei și cățeii. Am învățat împreună, tot felul. Da, Babi, te întoarcem ca să te vezi și pe partea asta la tot cum se fac și să te vadă și de la, să vedem dacă mai e lumea aici. Să salutăm. Lumea scrie mesaje, nu avem timp să răspundem. O să răspundem
Ce număr e la distanțier? Sincer, pentru mine e portocaliu, 4, de 13 mm, pus pe cuțitul de 30. Lamă ceramică. Sunt fană de cuțitele ceramice și acum sunt cea mai fericită că am și unde să le ascut, la Attila Kovács, la Brașov. Da? Mașină. Ce mașină am? Eu folosesc, de când am început Andis, acum am Power Groom, 5 viteze. Eu am, cum am mai spus, mâna foarte mică. Această mașină pentru mine, efectiv, e grea. Nu e foarte grea ea în sine, dar e grea. Am avut tot un Andis mai mic. Dar când s-a stricat acela, n-am găsit, de fapt mi l-a dat un câine pe jos, n-am găsit unul la fel, nu mai era niciun de pe stoc. Eu folosesc Andis ca mașini, ca fiabilitate, întotdeauna am fost mulțumită de Andis. Acum, fiecare cu preferințe, urmează să încerc, mi-a plăcut foarte mult, de la Artero, cordless, cea fără fir, ce au scos-o acum. E și ea măricică, adică măricică. E mărime normală, dar e mult mai mică decât Heinegger. Pentru mine Heinegger e cordless, dar mi se pare mult prea mare și mult prea zgomotoasă pentru gustul meu. Facem un pic de ambulații la Bobby. Să fie frumoasă. E freză de pet, pânzoare de pet, dar asta nu înseamnă că un câine trebuie să arate, trebuie să fie chel sau să nu aibă un pic de formă, un pic de balans. Cred că asta depinde de fiecare, de fiecare grumăr în parte. Depinde de ochiul fiecăruia, dar în general, când realizăm un toaletaj la un câine, dacă avem un pic de blană cu care să lucrăm, putem să realizăm o tunsoare plăcută ochiului, scurtă, dar plăcută, funcțională. Încă trebuie să ne mândrim cu ai noștri căței, nu? Să ne placă. Și încă ceva, avem mulți dintre noi câini cu păr mare, da? Bichon, Poodle, Shih Tzu sau alte rase asemănătoare. Eu zic că în momentul în care ne-am achiziționat un astfel de câine, ne-a plăcut, nu poza câinelui sau dacă am văzut la cineva sau eu știu, cu câinele chel, ras. L-am luat pentru că era fluffy, că era pufos, că arăta într-un anumit fel. Da, nu spun, e greu de întreținut un câine cu păduri, dar dacă orice câine cu blană se poate tunde, aranja în așa fel încât să arate, să fie scurt, da? Dar să fie plăcut ochiului. Știu, sunt cazuri în care e neapărat nevoie să-l tundem scurt. Există, am și eu clienți care au copii cu alergii și e o necesitate ca acel câine să fie tuns foarte scurt. Dar se poate păstra o lungime potrivită și se poate face în așa fel încât acel câine să fie și scurt, dar și drăguț în același timp. Eu cred, cu clienții mei, cred că am reușit să fac treaba asta. Întotdeauna spun la toată lumea că sunt tare mândră de ai mei clienți.
Și acum voi lua minunăția asta de tub. O să pun mașina jos. Acum, datorită faptului că Bavi Share are lană de foarte bună calitate, pentru că are mami care întreține și o textură extraordinară pentru tuns, dar există căței cu lană mai moale, care se electrizează, cu toate că pui balsam, care au diferite texturi. Folosim diferite spray-uri antistatice. Momentan am de la Tero, Static Control, îl folosim pentru tuns, să ia o ținută firului de păr și să ne ajute să tundem pâinele, să nu se electrizeze părul. Și luăm o parte ca dreaptă. Se va pune pentru peturi, câinii de apartament, de casă. Unde se încălcesc cel mai tare? Pe partea interioară a picioarelor, în spate, aici, unde se așează. În această cauză, eu întotdeauna încerc să tund contrar câinilor de show. Câinii care merg la expoziție, la care trebuie să arate foarte compact, se lasă foarte mult păr în partea posterioară, se scurtează la puderei, se face un pic de piept, tot felul de trucuri la câinii de casă, de apartament. Pentru o întreținere ușoară, eu curăț foarte bine zona aceasta interioară, pentru că aici se încălcește și așa nu avem nevoie de părul ăsta, îl vom lua scurt jos. Și partea din spate a piciorului, unde se încălcește, pentru că primele se așează și se freacă tot timpul. Și acolo vom lua scurt. O să las un pic mai mult în față. Ce caut întotdeauna când tund un câine? Să fie în balans piciorul din spate, grosimea piciorului din față și din spate, să fie aproximativ egală, pentru ca să dăm un look frumos și balanțat. Mi se pare că câinele se va duce în față sau în spate sau să arate că ar avea un handicap. Nu e așa, Babi? Cine e cea mai frumoasă? Tu, da? Că te-ai așezat, hai că ai stat de pur jos, hai să ne terminăm repede, mama, că tunde repede. Tu știi că mama poate să te tunde pe tine repede, da? O mai explicăm un pic și după aia gata. O să tunde. Ea știe când eu explic sau vorbesc, se pune jos pentru că mama face o pauză. Pentru că pe ea am ras-o, mie îmi plac piciorușele de puder și să se văd de aici, un pic. Mă voi ajuta de mașină. Da, bine. Să curățăm mai repede și să dăm rapid de tot o formă. Să nu folosim atâta foarteca. Uitați, e curat, așa. Acest model de tunsoare nu o folosesc doar la pudel, eu personal, în salon. Am foarte mulți bichon și shih tzu care doresc așa, e foarte ușor de întreținut. Adică merg afară, se spală pe piciorușe când se întorc acasă, se usucă super repede, adică e doar nevoie să ștergem după sopul. Dacă nu vă place să se vadă, se poate rade, dar lăsa, cum ați văzut, părul pe deasupra și rotunjit efectiv. Și când spălăm, se ridică părul și se curăță ușor. Ce, babiții? Hai să ne terminăm, mama! Mă să înțelegeți de ce durează tunsul ăsta atât. Și toată lumea așteaptă să ne tundem destul de scurt, pentru că avem mult păr
ai babi. Face mami în sfârșit partea ei preferată, da? Punem asta jos. Să ai babi ce? Mai sus. Hai șer. Eu știu că tu pui frână, dar trebuie să facem cu masă pe și babi ce facem. Vedeți? Asta e marea mea problemă cu live-urile, dacă se vede sau nu se vede ceea ce fac. Am văzut la mulți și eu cum nu sunt specialistă, pentru că trebuie să tun din anumite poziții, să văd ce fac. Ce vă vedeți? Babia mea ține coatele în afară de la picioare și trebuie să mă orientez în funcție de mama aia. Ce-i, babi? Ne-ntunem. Să luăm și partea interioară, care luăm un pic mai scurt. Ce-i, babi? Două suflete. Vedeți că eu trebuie să mă tot mișc în jurul ei și atunci nu știu dacă vedeți ceva. Încerc să pun. Stai, babi. Ca să puteți și vedea ce fac. Babi nu mai avea, va avea fluffy, fluffy, picioarele fluffy, fluffy. Ne luăm tunde. Picioarele ușurile. Vedem ce-am făcut. Da, babi! Nu mă întrebați câte foarte își folosesc, pentru că răspunsul va fi câte am nevoie. Pentru că am farfeci pentru finisat, am farfeci lungi, farfeci scurte, farfeci de luat grosă. Nu să vedeți, să mut farfeci. Vedem că avem tot. Stai, babi? Se vede? Piciorul ușor. Hai că vedeți ce fac. O să fie tocmai perfect. Pentru că, așa cum v-am spus, în concursurile de toaletaj fănin, avem 2 ore strict doar pentru tuns. În condițiile în care câinele a fost spălat, uscat, pregătit în dimineața zilei respective. Deci nu trece, cum am trecut noi acum, de la baie direct la tuns. Și câinele e obosit, dorește să se așeze, este absolut normal. De aceea, tunsorile de salon trebuie să se facă mult, mult mai rapid. Nu sunt întotdeauna perfecte, dar încercăm cât putem de bine. Se vede? Da, e răbdătoare. Vai, mersi, dacă se vede. Ideea următoare, trebuie să facem și celălalt picior, care trebuie să fie simetric. Yay! Am pus aici o bară. Scuze pentru problemele tehnice. Dar fiindcă... Da, vă viți. Ce facem noi aici? Ia uite-te cum arăți. Pe jumătate tunță. Nu te putem lăsa așa. Hai. Sus.
face mama și celălalt picior din față. Ia. Da? Și Mirela a spus că ești o creatură răbdătoare. Cea mai răbdătoare e Baby Share. De aceea am folosit-o pentru acest live. Să vedeți că se poate și nu este nimic imposibil. Acum vreau să arăt că se poate tunde din foarfecă un câine și așa o ambiție de-a mea să demonstrez că pentru cei care încă mai aveau nevoie de confirmare, pozele care le postez pe Facebook, când am timp, bineînțeles, și lumină bună, și pot să realizez, și nu mă grăbesc, și să dau câinele, bla bla, nu sunt Photoshop. Pentru că e ultimul lucru de care am timp pe lumea asta, de Photoshop. Nu am timp de așa ceva. Deci este strict. Facem și la lăbuța asta cum am făcut dincolo. Ok, e prea mult păr. Stai, Bobby. Facem rapid, rapid. O să vă aștept cu întrebări și după live. Voi lăsa video să rămână. Dacă aveți întrebări, neclarități, atunci voi răspunde în comentarii și toată lumea va avea acces și le va vedea. Curățăm și pe interior aici. Da. Întotdeauna pentru grumări, întotdeauna pieptănați, 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 pieptănați. Și apoi tundeți, pieptănați, pieptănați, pieptănați. Fiecare dintre noi, dintre grumări, avem stilul propriu. Unii încep cu picioarele din spate, alții cu partea din față. Nu contează. Atâta facem cum ne simțim siguri pe noi. Mulți încep cu partea pe care nu sunt atât de siguri. Și le ia mai mult să lucreze la ea. Asta spun asta pentru competițiile de grooming. Trebuie mai mult finish. Este absolut relativ. Eu mă răsăcesc acum în tot felul de poziții ca să reușiți să vedeți ceea ce fac. Pentru mine nu este tocmai plăcut, pe cum vedeți, stai, babiții, un pic de aici, o să încerc să o pun în niște poziții mai ciudate, ia uitați, un picior este gros, gros și un picior este subțire, subțire. Trebuie să stăm pe poziție corectă. Bun. Ce fac eu acum cu foarfeca? E foarte mult control. Foarte, foarte mult control. Și practică. Și pentru toate astea, niște foarfeci bune. Ascuțite. Mie îmi trebuie să văd ceea ce fac din față. Să vă dea, vă spun că mi-e foarte greu să și tund și să și vedeți ce fac. Sper că va ieși la sfârșit ceva. Vedeți? Ce-i bambiții? Da, mama, eu știu că tu scoți coatele în afară aici.
O să stau, stai că nu mutăm asta așa. Stai, nu te pune jos. Nu. Stai, babi. Că trebuie mama să mute asta. Ca să nu stau cu spatele, mami, la oameni, ca să facem picioarele să fie la fel, mama. Da? Da, Coca, ție nu-ți pot face picioarele să fie la fel, că tu ai pene. Că pentru că am papagal, care s-a gândit că trebuie să comenteze și el. Așa că... Prietenii mei drumări, vă rog să mă criticați! Știi, eu aș face altfel. E strict o metodă de lucru ce fac eu acum. Nu e... Dă piciorul înapoi, șef. Uite, vezi? Dacă stăm cuși, acum trebuie să corectăm că ne-am întors. Corectăm cu ceancărul și acolo și acolo, pentru că tu ai picioarele mai strâmbe. Folosim și ceancărul. Îl avem în lotare. Altă. Eu știu că te duci în afară, că nu ești cea mai confortabilă cu piciorul ăsta, dar ne prindem mai scurt suflet de data asta, că cine știe când mai apucăm să ne tundem. Tot timpul spun că o pensionez pe babi și tot mai... Tot mai cresc blana, pentru că e, după cum vedeți, minte și răbdătoare. Aici mai trebuie să umblăm un pic. După cum vă spuneam, în concursurile de tuns avem două ore și jumătate, în funcție de rasă, doar să tunde. Așa-i, Bobby? Așa, ok. Am finisat. Am luat de rog să pun această foarte caminată de mică ceancă. Bun. Trecem la picioarele din spate. Hai, Bobby, să ne întoarcem. Sper să ne vadă lumea. Așa. Trebuie să vadă mama. Dacă se vede. Așa. Na, nu se mai vede. Am mișcat-o. Scuze. E greu când faci toată treaba asta de una singură. Un piciorul din spate, așa, asta e subțire și asta e gros. Se vede? Nu mă, sper că se vede. Încercăm să facem pe șer cumva, aici am intrat cu mașina. La spate, pe interior, o să iau tot cu mașina, să fie scurt, pentru că nu avem nevoie de tot părul. E aceeași lungime ca și pe spate, pe interiorul piciorului. Ce se încălcește foarte tare este la jareți. Acolo vom lua mai scurt.
dată când se așează, se bătătorește și se încrucește. Atunci vom scurta această zonă. Da, Babi, deja te-ai răsucit. Știe, mama. Dar tu ești cu minte. Așa că eu voi lua aici. Scurt. Pătărită, pătărită, iau aici mai scurt. Va rămâne în față, un pic mai lung, ca să păstrez stajer. Aceeași grosime la picior. O să merg pierdut cu mașina de tot. După cum v-am spus, folosim un pic de formă la picior. Folosim cât mai mult ce avem, ne ajute, terminăm mai repede și mai frumos. Știți că stau într-o poziție incomodă acum și nu văd mare lucru, a trebuit să stau aici și nu o să mai vedea nimic, așa că stau câș. Așa e când nu ești obișnuit să faci live-uri. Foarte multă lume, foarte mulți groomeri folosesc această tehnică, dar fără grătar. Mie îmi place cu grătar, m-am obișnuit așa, pentru că e cuțitul de 30, nu mă duc adânc. În blănița e cuțitul de 30, care are, e foarte precis. Hai să vedem șerpe, uite, aici te-ai așezat. Eu trebuie să mă duc în spate să văd. Stai, mama. Cât de gros și cât trebuie să mă duc, dacă nu vreau să mă pun în fața, în fața camerei. Cred că începe să-mi placă toată chestia asta cu live-urile. La început a fost mai greu. Lasă și că termină mama imediat la picioare. Și când te tunde mama la cap, stai jos, bine? Bine, stai, mă, să vedem ce am făcut aici. Praf, praf, glumesc. Mama nu vede mare lucru ce face, să știi. Dar încercăm să facem ceva, să iasă cât de cât, să înțeleagă lumea ce facem noi aici. Cu toate emoțiile de rigoare, cu toate chestiile, sperăm că ceva a ieșit aici. Încercăm. Nu, Babi? Ne dăm silința. Că toată lumea s-a pus să se uite la noi live. Și noi ne facem de cap aici. Încercăm să facem oamenii să înțeleagă. Uite, mama, stunde aici, să arăți și frumos. Da? Cât poți, cât se poate. Că tu nu ai angulații, Babi. Babi n-are angulații, Babi n-are mândră. Uite și ca să-mi iasă repede acum finish-ul și eu să văd ce-am făcut. Mă mut aici și iau cu ceancărul să meargă mai repede. Am dat forma.
am spus, i-am lăsat mai mult aici. Nu este, este o pânzare de salon. Hai, Babi. Să tindem și pe interior. Pe ăsta nu ne întrebe de aici. După aia o să dăm la sfârșit asta de pe masă și o să te vezi așa luminată toată. Am pus eu gametul aici să-i dea mai multă siguranță la șer. Vedeți, de fiecare dată când se atinge, se modifică, mai pierde, mai țeasă un fir, mai pierde, mai vezi că iasă altundeva. Adică... durează, să vedeți cum e cu un câine care se pâție. Extraordinar! Dar, asta ne este meseria și trebuie să ne descurcăm în fiecare situație. E simetric? Trecem la partea cealaltă? Hm? Da. Ce nu se vede? I-am apișcat. Babi! Hai și pe partea cealaltă. Da, te-ai așezat ca să ai de mama aceste pierdene. Hai, că mai avem un crac. Da, bravo. Hai, sus. Stai, nu ne dăm jos. Mai avem un picior. Așa. Hai să vedem. Stai, Babi, că te pune mama mai în față. Opa. Așa. Aici, stai. Hai să verificăm camera. O mișcăm camera, așa, și sper din tot sufletul să vedeți ce fac acum. V-am spus, pentru data viitoare voi încerca să remediez, aștept sugestii. Am spus pentru data viitoare, asta înseamnă că e posibil să mai fac live. Dacă se dorește, faceți lista. Stai, Babi. Deci pe interior nu am nevoie de tot lănosul. Îl iau scurt. Înseamnă câinele meu, un câine educat. Stai și cupa, dar în partea cealaltă. Am amintit, nimic. Așa. Imaginați-vă că trebuie să fac treaba asta de mai multe ori pe zi, cu mai mulți câini, care se așează, se fâție, se bâție, se trag, bălesc, gâfâie. Și trebuie să o fac cu calm, cu răbdare, fără întreruperi, dacă se poate, pentru că sunt momente în care spui, oh, în sfârșit stă. Și fix în momentul ăla sună telefonul. Și vă spun eu că, adică ai mei clienți știu, nu mă opresc. Dacă l-am prins în momentul în care stă, s-a liniștit, s-a relaxat, nu o să mă opresc pentru nimic în lume să răspund la telefon, să fac o programare sau să dau orice... chestii, să ne vorbesc, pentru că e foarte greu în momentul în care ai adus câinele într-o stare relaxată, cât de cât cooperant și lucrezi cu foarteca, cu mașina, cu... și te întrerupi. Câinele a ieșit din starea respectivă și e foarte greu să-l readuci. Și pierzi timp. Pierzi timp. Și dacă pierzi timp la un câine, pierzi la al doilea, pierzi la al treilea, dacă întârzie prima programare,
se duce încolo programul și pentru a doua, și pentru a treia, și e un cerc vicios. De aceea, sunt momente în timpul zilei în care răspund la telefon și sunt momente în care, dacă s-a adunat, s-a întârziat foarte mult, nu vă mai răspunde la telefon, răspund la mesaje de obicei seara, după ora 10, toți clienții mei știu că lucrez 12 ore pe zi, de la 9 la 9 și după ora 9-10 am cam o jumătate de oră în care răspund la telefon, la mesaje, fac programări, așa că îmi cer scuze pentru cei care nu le răspund. Câteodată se adună foarte multe. Nu mă supăr dacă îmi readuceți aminte. Paula, nu ne-ai făcut programarea. Paula, ai uitat? Aduceți-mi aminte seara, după ora 10. Iau tableta în brațe și mai fac niște programări. Cam asta e. Nu o fac, nu răspund cu intenție, nu vreau să răspund pur și simplu. Ori dacă o suc un câine mare, cu siguranță am căștile în urechi și merge muzica și sub nicio formă nu voi răspunde la telefon. Dacă mă vedeți că vorbesc la telefon, am două telefoane. Am reușit până la urmă să-mi separ munca, telefonul de muncă cu cel de personal. Sper că puteți înțelege asta. Vedeți, șerp pe un cot așa în afară. Asta e ea. Așa o am. Așa o pun. Încercăm să facem să arate frumos. Nu este perfect. Nu ne facem nicio problemă. Oricum, după ce câinele pleacă din salon și se așează și se scutură, micile imperfecțiuni sau inegalități nu vor mai fi chiar atât de vizibile sau chiar deloc. Adică sunt chestii pe care doar eu le văd, le observ la un câine. În foarte multe cazuri, clienții nici nu observă. Bine, fiecare acum cât e de perfecționist. Am încercat întotdeauna, de fiecare dată, să-mi iasă mai bine. Există momente în care același cățel poate iasă diferit. Pot eu să fiu într-o stare psihică diferită. Pot și eu să fiu obosită câteodată. Știu că pare ireal, dar se mai întâmplă. De obicei, la sfârșitul zilei, dacă am foarte multe programări în ziua respectivă, și se adună și au fost câțiva care au întârziat sau am câini care sunt mai agitați și trebuie să mă concentrez mai tare. Sunt epuizată la ultimele programări și durează mai mult decât de obicei. Nu spun toate astea ca să mă scuz. Doar să înțelegeți că sunt și eu om. Se vede? Se vede? Sper să se vadă. Babi, nu știu ce am făcut aici, dar cumva ne-am tuns.
Mavi are o coadă scufoasă. Sincer, toți clienții mei știu că mie nu-mi place să tund coada la câini. Eventual, s-o finisez. Să luăm vârfurile. Mie îmi place ței cu coadă scufoasă. Știu că sună ciudat, dar asta e. Deci, pentru cine vine la mine și dorește coada tunsă, îi doresc să specifice. Dacă nu se specifică, coada nu se va tunde. Asta e. Și trecem la cap imediat. Capul șer. Aici e un moment. Aici o să luăm un pic mai mare. Doar finisăm. Un pic. Regalizăm. La puntea în ras. Da, Coca! Cine e cea mai cuminte aici? Ce? Barbie cea mai cuminte. Ciudată treabă. Muncesc astăzi voi. Mă mulțumesc tuturor care sunteți live și Șarica, mama, poți să te așezi? Că mama te tunde la cap acum, că te termină de tuns la cap. Hai, bravo! Să regleze mama camera, să dăm de sus ca să se vadă ce facem. Ia să vedem dacă putem. Să apropiem de aici. Să-mi spuneți dacă se vede. Babi, uite-te la mama. Babi, la bușcă. Hai să vedem dacă o punem așa. Să am eu aici. Bun. Am un pic de păr. O să am nevoie de perfect. Curbă. Acum, chiar că nu mai este de folos. Un piapten mic, de finish. O perfectă dreaptă. Mai mică. O perfectă curbă mai mică. Cineva o să mă întrebe de câți inci sunt. Nu știu. Spre rușinea mea, 6,57. Și foarfecile de filat pentru un mai bun finish. Cerc să vedem dacă se vede. Se vede? Da, Dina, mersi, da! Te apuci de tuns, Adina? A? Maestră te faci. Babi te iubește, să dau ca model. După cum vedeți, share, cred că trebuie să pun din partea asta la altă. De aici, da. Pe partea asta trebuie tunsă mai mult. Uităm. Mă scuzați. Asta e, asta înseamnă să tunzi. Dacă mi se strică trepiedul acum, am belit-o. Probleme tehnice, care o să le rezolv. Dacă nu, vorba aia, sunt un prieten. Unde punem camera? Babi, trebuie să dăm mai în spate. Așa că să nu râdeți de mine acum. Așa. Șari! Dacă doriți să vedeți, trebuie să fac cumva. Să mă tot mut. Acum mă așez, îmi spuneți dacă se vede. Mă ridic acum, se vede dacă sunt aici. Bun. Mersi, Adina!
Carmina, ciao, Carmina! Carmina e prietena noastră bună. Carmina care l-are, dăm cu un antistatic. Toate că cu părul ușer are ținută și nu e neapărat nevoie să ne tundem. Cred că am un câine la ușă. Să dăm cu antistatic, dar ia. Vedeți? Eu, dar să tând pe șerpsimetric, trebuie să mă uit în față. Este făcută, poate că mai lungă, este făcută o jumătate, aproximativ, aici în cealaltă jumătate. Finisăm aici. Recomand grumărilor începători, când tundeți fața, orice stil, începeți prima dată cu partea stângă. Am învățat și eu asta la rândul meu, de la școală, pentru că vă va fi mult mai ușor să transpuneți pe partea dreaptă ce ați făcut pe partea stângă. Pentru că în momentul în care faceți, da, vă vine mai ușor pe partea dreaptă să lucrați, în momentul în care transpuneți pe partea stângă să lucrați aici, vă va fi mult mai greu să copiați și să faceți simetric și fost tot unde, apoi reveniți aici, mai luați un pic de aici, iar de aici, iar de aici și va fi o chestie, un fel de niciun fel. Bun. Teddy Bear Face, Asian Fusion modificat, cum vreți să spuneți. Două cercuri simetrice, rotunde, să îi dăm salate așa dulce și drăguț. Aici. Tot părul ăsta. Nu avem nevoie de el. Oricum aici, la foarte mulți câini, la majoritatea, se încălcesc. Se încălcesc foarte, foarte tare. Să ne fie mult mai ușor, o să iau cu un grătar mult mai scurt. Voi rade cu mașina, dar până aici. Deci doar partea asta de sub ureche. Cred că mi-am dat peste cameră numai un pic. Să-mi iau două grătare. Mașină. Mai sunteți? Se vede? E bun. Babi, trebuie să arătăm la oameni ce facem noi aici. Eu îmi permit să am farfecile pe masă, nu este indicat să le aveți lăbărțate așa, pentru că câinele va da piciorul peste ele, le aveți într-un suport sau pe o masă lângă sau suport agățat de masă. Eu cunosc câinele foarte bine, știu cum stă, știu că nu va vrea să plece de pe masă, să sară, să fugă. Și îmi sunt în siguranță, dar o foarte că odată trântită îi putem spune adio. Curățăm foarte bine după ureche aici. Intrăm. Încerc. Știu că de obicei se recomandă să se tundă la cap cu câinele să stea în picioare. Dar cer care a fost atât de răbdătoare astăzi cu noi, o vom lăsa să stea jos, pentru că e bătrânică, s-a obosit, da? Curățăm foarte bine, acolo vom mai lua cu după ureche, facem un gât frumos și vom separa capul de corp, așa, dăm o ținută. Ia uitați. Avem gât. O să iau un pic mai scurt. Folosesc mașina în diferite poziții. Așa că, pentru toți proprietarii de câini, nu încercați asta acasă.
vă rog, lăsați pe mâna profesioniștilor, pentru că odată că vor dezvolta câinii tot felul de fobii de mașină, pentru că va fi inevitabil să-i ciupiți, să-i tăiați, să-i ardeți, încercați doar să-i curățați pe lăbuțe, să folosiți șampon uscat și... Eu la Cher, care e bătrână, îmi place să, de fapt la toți căței clienții, să le curăț buzele, pe părul care intră în gură și atunci câinele va avea un zâmbet plăcut. Așa e, Bobby. Din nou, nu încercați asta acasă. Babia mea mănâncă carne crudă, ca toți pudelii mei. Deci toate firele astea care intră în gură, mie nu-mi plac. Așa că voi rade. Sună periculos ce fac eu aici acum. De fapt e periculos. Dacă nu controlați mașina, nu cred că veți putea face așa ceva. Se poate face și cu foarte, ca se poate curăța buza. Astea sunt fire care le voi lua după, nu? Unde să facem un pic de zâmbet, Babi. Curățăm aici. Ce zici, Babi? Încerc să arăt cumva, da? Continuăm. Aici babia mea are o bubă. Asta e de bătrânețe. A ieșit un neg care curge și am întotdeauna grijă să nu trag de el. O deranjează. Asta e bătrână, dar îmi cunosc în partea din față întotdeauna trebuie pieptănată înainte să nu ne atârne chestii în fața buticului. Cher, după cum vedeți, nu se linge în disperare pe bot, nu scoate limba. Asta înseamnă că e foarte relaxată, nu e stresată. Dar închipuiți-vă că trebuie să fac treaba asta cu tunsul, cu foarfeca la gură, cu câini care în permanență se ling pe bot. La Shih Tzu e destul de periculos pentru că au nasul foarte scurt și reușește să-și bage, sunt unii care reușește să-și bage efectiv limba să-și o ducă până la ochi. Ochi pe care noi acum la Cher îi vom elibera. Deci, nu încercați asta acasă. Din nou, vă spun, nu încercați asta acasă. Da. După ce aveți siguranță, aveți să ochibarei două bubițe. Ce își doresc toți clienții mei, ochișorii, să se vadă, eu îmi doresc asta. Am o fabrică curbă. Ce vă? Da, ține pata o timp imediat! Ia, papiță! Eu trebuie să lucrez cu ce am, pentru că, cum v-am spus, Cher a fost model la un seminar de toaletaj. Și a fost unsă pe jumătate în cadrul seminarului și, cum v-am explicat la un moment dat în timp ce tundeam, fiecare dintre noi avem stiluri diferite de tuns. Nu există că așa e mai bine sau așa e mai rău. Fiecare ne-a informat niște clienți
Aveți mama unde ți-s ochii? Da. Care le place un anumit stil. Atunci... Ce-i șer? Vezi ceva? Încerci, uite, aici ți-a fost tuns. Nu mai ai părul ăsta aici. Atunci o să încercăm să facem ceva să fie simetric. Las că reușim noi. Suntem oameni mari, nu? De aceea e întotdeauna când lucrez pe altcineva. Sau, de exemplu, dacă am clienți care vin din altă parte, fiecare groomer are stilul lui. Până te înveți cu câinele, până modifici stilul unui câine de coafură, până îi crește părul în anumite zone, totul durează. Există cazuri în care se poate realiza un toaletaj din prima, ca în poză, dar e foarte rar acel caz, pentru că trebuie să cunoaștem câinele, trebuie să vedem cum se comportă blana în anumite situații, cum reacționează la diferite cosmetice, cum stă pe masă, cum se comportă la tunsul la picioare, la are fobii, la foarfecă, la perie, la tot felul de chestii mărunte, care câteodată ni se par insignifiante, dar de fapt au o foarte mare stai. După cum vă spuneam, Babi are un neg aici și dacă o țin de acolo de bărbie, o deranjează. Dar o să încercăm să ne descurcăm și încerc să tun să și vedeți ce fac. Deci este foarte greu, de aceea am aceste, dacă fac o minunăție, am farfecile de filat, care vor atenua toate imperfecțiunile. Și acum sper, din tot sufletul, ca ai mei clienți să înțeleagă de ce durează atât. Și, în general, lumea să înțeleagă de ce un toaletaj durează. Dacă dorim să iasă bine, frumos, de calitate și, cel mai important, dacă dorim ca al nostru membru al familiei, al nostru câine, să fie liniștit și să plece relaxat, cât de relaxat se poate de la tuns. Deci facem partea stângă. Mă uit la ea. Apoi vom face partea dreaptă. Ce, babiții? Da, nu mai ai păr aici pe nas. Ca să facem cu puntea asta pe legătură. Ok. Da. Facem botic rotund la babiții. Încercăm. Da, șer. Se eliberează mama ochii aici. Da. Să vedeți! Se vede? Dai să bagi să citești ce scrie lumea acolo. Și vedem dacă e ok. Ia uite, da. Lumea urmărește. Bun. Mai avem o parte.
Da, babi, salutăm pe toată lumea! Salutăm pe toată lumea! Da! Mai avem un pic și după aia ieși. Place? Păr. Așa îi place la mama să zică că ai place. Avem 100 de foarte și în jurul nostru. Dar tu ești cu minte și tu nu dărâm nimic. Punem asta la toată lumea. Că babi e cel mai cu minte câine. Și babi nu dărâmă nimic. Da? Acum, babi, o să transpunem. Sper că vedeți. Să facem simetric. Încercăm. Da? Asta e țelul. Să fie aceste două părți simetrice. Ce l-am făcut aici? N-am ras de desubt. Stai, babi. Babi! Babi, ce mai cuminte! Că babi merită o recompensă foarte mare în seara asta, pentru că a fost super cu minte astăzi. Da! O să fie tare mândră ea când intrăm în casă și toți ceilalți o să miroase la fund. O să întrebe ce ai făcut tu babi azi toată ziua și babi va spune, știți? Am fost vedetă pe Facebook, că m-a tuns mami în direct. Am mâncat-o pe mami să mă tundă în direct. Și asta am făcut. Da? Și încercăm să ne iasă simetric. Și o să încercăm și o să încercăm și din aproape în aproape am face această treabă. Simetria. De aceea v-am spus că prima dată se face partea care e mai incomodă. Babi este grizonată. Vă vedeți? Bățiți acolo, bipăiți mic, nu, deci blanc pentru mine. Treaba asta. Ne învățăm noi, spune. Ne descurcăm. Așa, babi. Și ridicăm urechile să stea în poziția cât de cât normală. Ha, schimbă față ca. Apoi o să ridicăm în picioare să așezăm tot părul. Asta înseamnă să muncești cu câinele așezat, dar cum v-am spus, și scuze dacă nu vedeți, dar babi, datorită vârstei, înaintate, și faptului că am făcut toate procedurile cu ea astăzi, de la spălat, la uscat, la tăiat tot, ia uitați, pe babușcă! Da, babi, nu mai vrei să te țină mama de bărbie? Lăsăm capul în jos. Mama se ridică și îndreptăm aici după gât. Să facem o trecere frumoasă și apoi te ridică mama în picioare să facem și din picioare, da? Unde mi-e foarte cadrat aici? Dacă o să aveți întrebări, o să las. Am spus Mirela că pot să pun
să rămână pe internet după ce se termină și puteți urmări. Mai puneți întrebări dacă doriți, să-mi spuneți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce știu, ce nu știu să fac. Colegii mei mai avansați, pot să mă corecteze, să-mi spună, vezi, Paula, ai greșit acolo, aștept și treaba asta, să mă certe. Eu întotdeauna sunt deschisă la sugestii, pentru că poate și de aceea mă duc la concursuri. Îmi doresc întotdeauna un feedback de la arbitrii, să știu ce mai am de îmbunătățit, pentru că singură, sincer, mi-aș dori să pot să mă autoevaluez. Sunt destul de critică cu mine, dar o părere de la o persoană avizată e întotdeauna de bun augur. Ce era, babi, mama? Ești aproape gata! Și ai gândit frumos! Mie îmi place să fie trecere aici frumoasă. Îți tunde, mama, aici un pic bâfurile la urechi. Unde-i fate ca dreaptă? Așa e când te împrăști pe toată masa. Să te perie, mama, la sfârșit. Ne aranjăm. Spune, da, Coca, și tu ai fost vedet astăzi? Da, ai vorbit cu toată lumea, Coca? Ce zici, șef? Adunăm perile, foarfecile, chestiile de pe masă, mașinile, da? Să vedem ce a ieșit. Verificăm acolo dacă mai se uită cineva la noi. Crezi că se mai uită cineva la noi, Babi? Babi? Hai să vedem. Se vede frumos? E frumoasă, Babi? Sper că e frumoasă, Babi, că vă place. Așa. Luăm piatele astea minunate. Dăm înapoi acum să nu-ți scaunul. Să dăm camera mai din spate. Să putem să suflăm pe share. Aștept. Babi! Unde-i mama? Să saluți lumea. Să vedem, uite, avem o ureche mai lungă și o ureche mai scurtă. Probabil. Totul este posibil în viața asta, dar nu e treabă, că nu tușim. Ideea e ca lumea să fi înțeles. A, folosim ceva frumos acum la sfârșit, un alt produs care îmi place mie tare mult. Flash de la Tero. E de finish. Luciu. Balsam de Luciu. Pentru baba! Ca să putem să ne periem și să arătăm minunat! Da? Hai sus! Știu că vrei să mă iei în brațe, dar... După ce te suplu, dăm cu un spray-ul, periem frumos! Că uite cât păr iese de pe noi! Se vede? Bravo, te-ai scuturat! Urechile nu se tund... urechile după placul fiecăruia. După cum ați văzut la share, sunt rase pe dinăuntru. Au fost rase și pe din afară. Am spus la un moment dat că în momentul în care noi am luat de la adăpost pe Babi, a avut o tită și a ținut așa foarte mult timp. Mai bine de un an de zile ne-am chinuit să scăpăm de o tită. A fost o tită recurentă, a apărut, a reapărut. Am făcut o felul de tratamente. Acum
am scăpat de câțiva ani buni, dar era întotdeauna urechile pe dinăuntru, să fie o ventilație mult mai bună și să se erisească și să le putem curăța ușor. Deci treaba cu urechile e strict de gust, de preferințe, de câine, de... Dacă este câinele când vine la toaletaj foarte încălcit. Dacă tot am ajuns la capitolul urechi, da? Urechile sunt încălcite până la piele, da? Trebuie rase. Pentru că e o zonă super sensibilă, super vascularizată. Dacă ne punem să descălcim chestiile acelea super bătătorite, facem o mare greșeală, pentru că vor pușca efectiv și ne vom umple de sânge. Același lucru e dacă le radem cu un cuțit foarte scurt, adică și cu zecele, și câinele după ce s-a eliberat, vedeți aici, dacă s-a așezat, părul e lung, automat se încălcește. Deci e inevitabil, mai vedem pe unde mai iese fire. Același lucru dacă se rad cu un cuțit foarte scurt și cu zecele, trebuie neapărat să avertizăm stăpânii, pentru că în momentul în care radem toată bătuturile de aici, câinele se va simți ușurat. Oricum se va începe să se sputure, pentru că îl mănâncă. Dintr-o dată e gol, îl mănâncă din nou, se vascularizează din nou partea periferică a urechii, care nu a mai fost o perioadă bună de timp vascularizată din cauza că a fost super încălcit. Deci se vascularizează brusc, câinele se scutură, pielea este goală, se dau urechile, se lovesc de cap și se fac hematoame care pușcă efectiv și câinele se umple de sânge. Deci nu e vina grumorului dacă s-a întâmplat cuiva treaba asta, nu e vina celui care a tuns câinele, nu l-a tăiat cu mașina, e doar faptul că s-au vascularizat brusc urechile și câinele s-a scuturat și acum luăm ceancurul și verificăm ce mai avem de tuns. Au mai ieșit niște fire. A trebuit să vorbim și corect din punct de vedere gramatical, Babi, nu? Dacă toți facem live, încercăm. Oricum, vă mulțumesc la toți care mi-ați urmărit. Așa. Și sper din tot sufletul cei care nu sunt de meserie, sunt doar clienți, sper din tot sufletul să aprecieze mai mult această muncă și să nu spună: a, ce faci, doar tunzi un câine, ai luat mașina, l-ai ras, asta e, imediat ai făcut bani, e, și te îmbogățești. După câte ați văzut, am zeci de produse, o grămadă de ustensile, foarfeci, pieteni, produse de styling, de finish, de curățare, de... Babi? Babușca? Cine e cea mai frumoasă? Babi? Acum că stăm picioare, vedem ce am făcut și la cap. Aici mai trebuie să luăm un pic, aici să ridicăm un pic. Luăm... Vedeți? La un moment dat spui, a, e ok, e gata. L-ai suflat, l-ai periat și îți spui, ups, mai trebuie să iau de acolo. Am mai ieșit dincolo. Adică e never ending story. Ai putea să stai până dimineață să tunzi un câine. Cred că totul e să încercăm să facem să fie pentru câinii de acasă, adică de pet, care nu merg la expoziții, să arate drăguț,
practic, pentru că, adevărul, trebuie să ne vândrim cu ei, nu? Că de-aia avem. Și să ne bucurăm de ei și de fiecare dată când îi vedem, să-i spunem cât ești de frumos. Așa, ai mei răspund la textul cât ești de frumos. Babi, zâmbim la cameră? Bravo, băbușcă, nu puzi. Nu vrei, ești încrezut acum? Da. Babi, încrezut. După fiecare... După fiecare toaletaj, e o încrezută. Eu ca o fetiță cu codițe. Punem fântiță. Așa e, babi? Babi a tras cu ochiul. O să-i punem fundițe la babi. Și după aia ne luăm la revedere de la toată lumea și mulțumim că ne-a urmărit și îi rugăm să ne înțeleagă. Da, aici e borcanul cu fundițe. Da. Borcanul cu fundițe și alegem două fundițe în fel. Pentru că trademark-ul Babi Share sunt fundițele. Babi o lady și punem fundițe roz cu buline mai roz. Da. Și mama are un borcan în care are și recompense. Pentru toți căței care vin la noi, avem și recompense. Da, Babi? Astea, da. Sunt fundițele tale. Punem și fundițe. Da. Toată lumea știe că se primește fundiță. La noi, așa-i, Babi? Da, l-am pus. Sper că v-a plăcut. O să lăsăm înregistrarea. Vă salutăm pe toți și Babișor vă mulțumește și eu vă mulțumesc și dacă doriți mai facem și vă aștept cu întrebări și cu sugestii pentru tura următoare. Da, șer? Pupă mama oște. Cel mai bun copil. Bravo, babușca, jos! Hai! Liber! O să scot telefonul înainte să salut pe toți, să vedeți unde s-a băgat Babi Share. Șarica e la iglu. Babi! El e locul ei preferat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă pup pe toți!